Bună dimineața! Bună dimineața! Puteți confirma, vă rog, că mă auziți? Da, vă auzim, dumneavoastră ne auziți? Ne auziți? Bună dimineața, ne auziți? Da, bună dimineața, vă rog Este în foarte regulă. bine. Este în regulă. În 2 minute începem ședința și vom da cuvântul la momentul stabilit. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. O să începem, o să fie și live pe Facebook această conferință. Imediat o să-i dăm drumul și pornim. Bună ziua tuturor! Dragi colegi, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc, dragi colegi deputați, vreau să vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră aici la Cluj. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele și sper să fie câteva zile productive, dar în același timp și frumoase. Stimați invitați, vă mulțumesc în numele Comisiei de Afaceri Europene a Camerei Deputaților pentru contribuția pe care sper să o aduceți cu toții la această dezbatere, care are ca titlu Economia Digitală, România în deceniul digital european. Dau în acest moment cuvântul domnului președinte al Comisiei de Afaceri Europene, domnul deputat Ștefan Mușoiu. Bună ziua, mulțumesc, Viorel. Mă bucur să fiu prezent astăzi la Cluj-Napoca împreună cu colegii parlamentari din Comisia de Afaceri Europene. Vreau să îl felicit și să transmit toată aprecierea mea colegului meu Viorel Băltărețu pentru modul în care a organizat acest eveniment, această dezbatere pe tema economiei digitale și în același timp să mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care domnul primar Emil Boc ne-a făcut-o pentru modul în care a contribuit la, și contribuie la buna desfășurare a acestui eveniment.
De altfel, acesta este primul eveniment din cadrul dezbaterilor care vor avea loc în acest format sub egida conferinței privind viitorul Europei. Este primul eveniment care se desfășoară la Cluj. Ulterior, înțeleg de la colega Cristin Telman că vom avea o întâlnire la Sibiu și, bineînțeles, și în celelalte regiuni de dezvoltare ale României. Este un eveniment care vrea să aducă în centrul atenției tema digitalizării, sub capitolul Economia Digitală. Una dintre temele care stau la baza acestei conferințe privind viitorul Europei și le-aș menționa, aș face o scurtă trecere în revistă a acestor teme care țin cont de agenda strategică a Consiliului European și orientările politice ale Comisiei Europene și mă refer aici la schimbările climatice și mediu, sănătate, o economie puternică, justiție socială și locuri de muncă, transformarea digitală, valori și drepturi, statul de drept, securitatea, democrația europeană, migrația, Uniunea Europeană în lume, educație, cultură, tineret și sport. În final, toate ideile, propunerile, concluziile pe care le vom trage în urma acestor dezbateri vor fi centralizate și trimise către Comitetul Executiv, format din reprezentanții Parlamentului European, Consiliului European și Comisiei Europene, care vor fi încărcate, evident, pe platforma digitală multilingvă, iar spre finalul primului semestru al anului viitor vom avea orientările politicile pe care vor fi domeniile principale de activitate în urma dezbaterilor care au loc atât în România cât și în toată Uniunea Europeană. Această temă aleasă de către colegul nostru Viorel Baltărețu, Economia Digitală, cu siguranță are loc și cu expertiza pe care Clujul o are în acest domeniu și cu țintele și obiectivele pe care și le-a propus, ținte ambițioase, cu atât mai mult cu cât în aprilie 2021 s-a desfășurat și un eveniment sub egida sau cu denumirea Capitala Digitalizării, un eveniment desfășurat pe o perioadă de 3 zile cu reprezentanții ai Guvernului, ai Parlamentului, ai societății civile, dar și ai mediului privat. O să mă opresc aici în prezentarea pe care sau cuvântul de început pe care am dorit să-l adresez tuturor participanților, urmând ca Viorel Baltărețu, colegul nostru deputat, să fie moderatorul acestei dezbateri și să ascultăm opiniile și intervențiile tuturor invitaților. Invitați cărora le mulțumesc și eu pe această cale că au răspuns pozitiv solicitărilor noastre și care cu siguranță vor avea un aport considerabil pentru formularea unor opinii în urma acestor dezbateri, care vor contribui, bineînțeles, la îmbunătățirea și dezvoltarea acestui capitol digitalizare. Domnul deputat, vă rog. Mulțumesc foarte mult, Ștefan, pentru introducerea și în cadrul mai larg al acestor conferințe pe care le vom desfășura. Dezbaterea de astăzi este prima, așa cum a spus și colegul meu, este prima din seria de conferințe pe care comisia noastră le va organiza. Ea este organizată aici la Cluj dintr-un motiv evident, spun eu. Spiritul antreprenorial de aici, puternic și dinamic, a creat un ecosistem propice inovării. Digitalizarea este parte a acestui proces. La Cluj, țara lui nu se poate, nu există. Aici e țara IT-știlor, aici e țara startup-urilor, aici e țara afacerilor competitive. Inclusiv la nivelul administrației publice, și mulțumesc domnului primar încă o dată pentru participare, există progrese evidente pe digitalizare. Transformarea digitală
este a cerută, de fapt, de restricțiile pandemice, a găsit Clujul deja pregătit într-o mare măsură. Capitalul de talent tehnic crescut la Cluj și validat internațional e cea mai bună resursă pe care, care poate fi folosită pentru digitalizarea și aș vrea să spun aici digitalizarea serviciilor publice. Statul român trebuie doar să deschidă ochii și să se lase ajutat. E o relație de încredere pe care va trebui să o creștem în timp. Sper doar că vom profita de aceste resurse pe care le avem aici la Cluj și că nu ne vom pune piedici singuri. Miza e o viață, până la urmă, este o viață mai bună pentru cetățenii români și pentru companii. Până la urmă, aceasta este substanța decenului digital. Acum aș vrea să-i dau cuvântul doamnei secretar de stat Iulia Matei, secretar de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, care se ocupă exact și este responsabilă pe conferințele pentru viitorul Europei din partea statului român. Bună dimineața tuturor, vă mulțumesc domnule Bărtărescu, mulțumesc domnule Mușoiu, salut și eu evident inițiativa Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților de a avea această dezbatere și cu atât mai mult de a plasa această dezbatere pe un subiect și de a interacționa, după cum am înțeles din prezentările anterioare, cu mediul asociativ și cu toți actorii interesați de subiectul digitalizării și mai ales de a pune în valoare capacitatea și expertiza românească în domeniul digitalizării. Evident, tematica aceasta legată de transformarea digitală este, pe de o parte, una care ne oferă foarte multe oportunități, dar și provocări la nivel european. Și am constatat din dezbaterile pe care le-am organizat până acum în contextul conferinței privind viitorul Europei, atât în România, dar și dezbaterile care sunt încă în curs și la nivel european, că acest subiect este unul care preocupă la modul cel mai real cetățeanul european și inclusiv pe cetățeanul român. Și cred că una dintre cauzele și motivele care au declanșat suplimentar acest interes față de această temă este chiar pandemia de COVID-19, pentru că dacă ne gândim, tematica digitalizării și importanța acestei tematici la nivel european nu este una nouă. Am discutat despre implicarea și despre o acțiune mai coordonată la nivel european pe acest subiect, atât prin agenda strategică 2019-2024, prin programul de lucru al Comisiei, atât pentru anul trecut cât și pentru anul acesta, însă declanșatorul clar al repunerii acestui subiect în prim planul agendei europene a fost clar pandemia. Și din punctul ăsta de vedere aș spune că de fapt și pe noi, deopotrivă instituții europene și state membre, să acționăm și să conștientizăm cu maximă prioritate acest subiect și din această perspectivă să și acționăm în consecință. Cum și ce ar trebui să facem pentru a veni în întâmpinarea acestei provocări și oportunități deopotrivă, cum spuneam la început. În primul rând, abordarea, din punctul meu de vedere, trebuie să fie una dublă a problematicii. În primul rând, trebuie să ne gândim că trebuie să maximizăm avantajele digitalizării pentru economiile și societățile noastre, iar pe de altă parte să încercăm să asigurăm securitatea spațiului digital și cibernetic în care acționăm. Pentru că vedem foarte bine câte riscuri conexe apar. Și această dublă abordare, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne preocupe și din perspectiva conferinței privind viitorul Uniunii. De ce trebuie să dezbatem și care ar fi mizele de bază ale dezbaterii acesteia la nivel european?
În primul rând, plecăm de la realitatea pe care o avem deja la momentul actual. Nici nu putem să mai discutăm despre digitalizare ca o transformare a viitorului. Constatăm foarte clar că această accelerare a transformării digitale afectează deja economiile noastre, sistemul internațional, sistemul relațiilor internaționale, sfera politică, securitatea internă a statelor noastre. Iar din acest punct de vedere, pentru ca Uniunea Europeană să fie un actor cât mai relevant în acest viitor, prezent viitor, cât mai, din ce în ce mai digitalizat, este necesar să meargă dincolo de capacitatea de reglementare a Uniunii Europene și să de reglementare în domeniul digital și să investească suplimentar în încurajarea inovării și dezvoltării de soluții digitale. Astfel încât să putem pretinde, la modul mai credibil decât o facem astăzi, că Uniunea Europeană realmente intră în circuitul jucătorilor reali în acest domeniu strategic, precum SUA și China. Mizele, evident, sunt enorme. Trebuie să, în primul rând, să integrăm aceste noi tehnologii digitale și inteligența artificială în tot procesul de stimulare a creșterii economice. Și aici efectele sunt multiple. Pe de o parte, creșterea nivelului investițiilor private și publice în domeniul tehnologiilor digitale va fi un aspect esențial pentru stimularea inovării. Pe de altă parte, statele trebuie să investească suplimentar în tehnologiile legate de informație, digitalizare și aplicații în general. Și aici cred că prioritățile sunt evidente. Discutăm de dezvoltarea capacităților în domeniul tehnologiilor 5G, 6G, inteligența artificială, infrastructura de tip cloud. Deci sunt o serie de dezvoltări care practic ne pun în situația de a gestiona o infrastructură digitală de date deschise, care însă trebuie să fie bazată pe valori și care trebuie să aibă în permanență ca principii de funcționare deschiderea și transparența între toți actorii implicați și mai cu seamă coordonarea între statele membre dintre acest punct de vedere. De ce am constatat și de ce cred eu că este firesc ca această dezbatere să fie conexată cu discuția noastră mai largă, curentă, legată de viitorul Europei? Pentru că, practic, tehnologia digitală este parte integrantă, vrem, nu vrem, este clar parte integrantă din viețile noastre, atât ca indivizi, cât și cetățeni. Și dezbaterile de până acum mi-au arătat, dincolo de interesul față de acest subiect, că cetățenii, la modul foarte general, conștientizează, pe de o parte, beneficiile digitalizării și faptul că aceste procese aduc o valoare adăugată vieților de zi cu zi, dar, pe de altă parte, sunt conștienți și de riscurile conexe subiectului și de nevoia de securitate și de respectare a valorilor și drepturilor fundamentale când încercăm să coordonăm și să reglementăm aceste domenii. Am văzut că în vizita dumneavoastră la Cluj discutați cu actorii privați, business și este... Nu avem cum să nu facem această conexiune și cum să nu implicăm actorii privați în această dezbatere. Pe de altă parte, știm cu toții că, evident, actorii privați au așteptări suplimentare și din perspectiva digitalizării administrației centrale și locale, cu care interferează zilnic. Deci și aici trebuie să înțelegem că instituțiile noastre trebuie să țină pasul cu noua realitate digitală și trebuie să discutăm mult mai mult și atenția noastră să fie mult mai dedicată întregului spectru de e-governance și cum ne asigurăm că transferul de date și cooperarea între autoritățile statului român și autoritățile altor state
se face prin protejarea datelor personale și discutăm din ce în ce mai frecvente transfer de date. Discutăm nu numai în domeniul comercial, discutăm în domenii conexe securității interne a Uniunii Europene, conexiunii între, spre exemplu, domeniul spălării banilor și combaterea cu terorismului, care evident implică transfer de date transfrontaliere. Aceste realități sunt deja parte din politicile pe care le gestionăm în sens mai larg la nivel european și nu doar circunscrise propriu-zis domeniului digital. Aș concluziona spunând că dezbaterea noastră și interesul publicului românesc față de acest subiect ar trebui să fie văzut nu numai din perspectiva procesului de digitalizare și acestui proces transformativ la nivel european, care clar va avea repercusiuni și asupra economiei și societății românești. Și aici, evident, poate în discuția dumneavoastră veți discuta suplimentar de ce va presupune o economie digitalizată, care sunt procesele transformative care vor fi conexe digitalizării pentru stat ca România și pentru stat care trebuie să vadă cum conectează domeniul digitalizării cu aspectele relevate, inclusiv de pandemie, precum educația, și cum ne asigurăm că avem și menținem un acces egal din partea tuturor cetățenilor la infrastructura digitală, aspect deopotrivă foarte important pentru România, și conexiunea cu partea de acces la informație, care să ne permite să dezvoltăm o gândire critică, în așa fel încât această gândire critică să ne permită să aplicăm filtrele corespunzătoare, în așa fel încât tot ce înseamnă dezinformare, fake news, să poată fi combătute mai eficient printr-un efort pe care să-l facem cu toții din perspectiva educației legate de digitalizare și modului în care folosim aceste tehnologii, noi tehnologii, pentru a menține valorile democratice în societățile în care trăim. Mă opresc aici, sperând că am deschis suficiente tematici de discuție pentru seminarul dumneavoastră și aș vrea să vă încurajez ca dezbaterile pe care le aveți astăzi, într-adevăr, să fie concluzionate, în așa fel încât, în cadrul dezbaterii legate de viitorul Europei, să putem veni cu o contribuție clară din partea României pe domeniul digitalizării pentru a vedea care sunt așteptările cetățenilor cu care veți discuta astăzi pe toate aceste subiecte. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult, doamna secretar de stat. Ați lansat foarte multe idei care clar pot fi dezbătute și vom ține cont de ele. Ce vreau să vă spun, eu ce am văzut foarte important este că mediul privat trebuie să fie un partener pentru statul român și numai cu ajutorul mediului privat noi putem să facem transformarea și digitalizarea statului în interesul cetățenilor și, până la urmă, și a companiilor. Acum îi dau cuvântul domnului primar Emil Boc. Mulțumesc frumos, domnule președinte al Comisiei de Afaceri Europene, domnule deputat, distinși parlamentari, bine ați venit în Cluj-Napoca, în capitala Ardealului. E o onoare și o plăcere să vă găzduim și ne onorează prezența dumneavoastră aici. O salut cu respect pe doamna secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe, pe doamna Matei. Am multe motive pentru care să vă mulțumesc și o să încep cu primul. Sunt membru în Conferința pentru Viitorul Europei și sunteți primii din România și ar fi normal să fiți primii pentru că este Comisia de Afaceri Europene, domnule președinte, să aveți această inițiativă de a racorda România la Europa, inclusiv din această perspectivă. Puțin se vorbește în țara noastră despre conferința despre viitorul Europei. Se desfășoară pe parcursul întregului an 2021 și cel puțin până în prima parte a anului 2022, probabil luna iunie. De ce conferința despre viitorul Europei?
se pune întrebarea, ce viitor are Uniunea Europeană? Cum este construit el? De sus în jos sau de jos în sus? Și de la cel mai înalt nivel european, se desfășoară în acest moment în Europa, în toate țările, un amplu proces de consultare a mediului de afaceri, a cetățenilor, a autorităților, cu privire la soarta Europei. Noi suntem parte și a demersului european, suntem în inima Uniunii Europene și trebuie să avem vocea noastră acolo, evident, în spirit european. Pentru că dacă menirea Uniunii Europene, odată cu constituirea ei, a fost, în primul rând, să asigure pacea, după două războaie mondiale, și accesul la libertate și prosperitate, fără a spune că aceste lucruri sunt pentru întotdeauna și trebuie luate ca sigure pentru eternitate, trebuie să ne batem în fiecare zi să avem pace, libertate, democrație și acces spre prosperitate. Ele nu trebuie luate ca și un dat de care nu ne putem atinge și că le avem pe viață, nu. Trebuie să milităm în fiecare zi, mai ales în condițiile în care, vedeți, la 400 de kilometri de granița cu România, se trec cu glonțul pe țeavă. Adică situațiile de tensiune în afara Uniunii Europene sunt mari și cu atât mai mult avem nevoie de Uniunea Europeană puternică pentru ca și securitatea și siguranța națională a României să fie, alături de parteneriatul strategic cu America și NATO, să ne asigure condițiile de pace și prosperitate. Dar care este nivelul următor al Uniunii Europene? Spre ce ne îndreptăm? Care este visul următor al Europei? Rămânem doar în această ecuație de acces la pace, libertate și prosperitate? Sau putem spera mai mult? Care este viitoarea evoluției a Uniunii Europene? Și întrebarea mea deschisă este, într-o lume în care devenim tot mai interconectați cu tehnologie, tendințele suveraniste și chiar de exituri, cum a fost Marea Britanie, apar în Europa. Cum putem face ca această lume care devine tot mai interconectată tehnic să devină tot mai conectată și uman? Pentru a întări Uniunea Europeană și de a nu încuraja mișcările suveraționiste care să ducă la punerea în pericol a viitorului Uniunii Europene. Bineînțeles că un răspuns îl are chiar unul dintre fondatorii Uniunii Europene, Jean Monnet, care spunea în 1950, «Mieux vaut se disputer autour d'une table que sur un champ de bataille». Mai bine să ne războim în jurul unei mese decât pe un câmp de bătălie. S-a fost prima mare lecție învățată de Europa după război. Și rămâne un aset fundamental al Uniunii Europene. Oricât de diferit și de complicat ar fi problemele, ele trebuie rezolvate la masă și nu prin confruntare. E un punct câștigat. Și aici intervine discuția noastră despre viitorul Europei și vă bucur că ați ales un domeniu de maxim interes aici. Al doilea motiv pentru care sunt bucuros că sunteți la Cluj, pentru că e un ecosistem extrem de important de inovare și digitalizare, în primul rând datorită mediului de afaceri și a talentelor de la Cluj, în parteneriat evident și cu administrația locală. Și domnul deputat Băltărețu a reușit să intuiască și să vă propunerea noastră să acceptați să fim la Cluj în aceste momente. Deci, voi fi și la conferința de la Strasbourg din 17-18 decembrie, când inclusiv vocea dumneavoastră o să încerc să o transmit mai departe, alături de platforma despre care ați vorbit. Acum, pentru că mai am un minut și jumătate doar la dispoziție, câteva elemente despre această temă atât de importantă. Una de nivel național. Dacă România are o șansă să fie competitivă cu adevărat în Europa, este șansa aceasta a inovării și a digitalizării. Nu o să fim mai buni ca nemții la mașini, ca și francezii la vinuri și așa mai departe, la agricultură, dar cu siguranță, prin talente și prin resurse și infrastructuri, putem fi în domeniul digitalizării și al inovării. Iar slujbele viitorului, bine plătite, de aici vin. Viitorul vine din inovare și digitalizare, din economia cunoașterii, așa cum Clujul a pus accent pe această dimensiune. Este singura resursă nelimitată a planetei. Vedeți, toate celelalte sunt limitate, resursele naturale. Cunoașterea e nelimitată. Noi avem resursele de talent și capacitatea unui mediu de afaceri dinamic care să facă din inovare și din digitalizare o șansă mare de acces la prosperitate pentru toți românii și de a inversa fenomenul de exod al creierelor din brand drain în brand gain, prin brand circulation, de a duce oamenii acasă și de a împiedica pe cei care doresc să mai plece să aibă motive să rămână în România, inclusiv prin acest domeniu al digitalizării și al inovării, pentru că este o cheie de acces la o prosperitate și la salarii mai bune. De asemenea, dacă e să vorbim în plan de administrație locală acum, și mai aveam avantajul infrastructurii, suntem a patra viteză de internet din lume, avem acces la fibră optică, suntem cu infrastructura în secolul în care trăim. Sper să fim și printre primii care implementăm tehnologiile viitorului, începând cu 5G, pentru a prinde trendurile în care trăim, pentru că, așa cum spuneam, este o șansă uriașă pentru România. Ca primar îmi propun câteva lucruri.
dacă vorbim despre viitorul digitalizării în Europa, eu îmi propun lucruri mărunte. Îmi propun ca românii și toți clujenii să nu mai fie nevoie să vină la primărie decât pentru trei lucruri maxim. Să vină să spună da în fața primarului, că tot de primar avem nevoie acum, nu putem înlocui cu niciun fel de robot, oricât ar fi lumea aceasta digitală, primarii trebuie să rămână simbolul unei comunități, să vină să spună da la starea civilă, să vină să spună da când își transferă proprietățile, să fim siguri că își transferă sau își cumpără proprietate și eventual dacă vor să spună nu unui proces de căsătorie invers celui pe care am vorbit. În rest, cu excepția acestor trei elemente, toate celelalte proceduri administrative să aibă posibilitatea să le facă online. Aceasta e direcția pe care mi-o doresc. Estonia a reușit. De ce n-a reușit și România, așa cum dumneavoastră spunea, domnule președinte? În al doilea rând, îmi doresc să existe interconectarea tuturor bazelor de date între administrația locală și administrația centrală. Astăzi pierdem energie enormă, încă dosare cu șine, din nefericire, chiar dacă dumneavoastră ați încercat să le abrogați în Parlament, prin faptul că nu avem acces la baze de date care se află în posesia statului român, iar cetățeanul este nevoie să plimbe de la instituții noastre, să plimbe datele între instituții. Interconectarea, după părerea mea, este o chestiune fundamentală și închei cu identitatea digitală a fiecărui cetățean european, dar cu protecție maximă a datelor cu caracter personal. Putem avea identitate digitală, dar să nu uităm că avem nevoie de viață privată. Avem nevoie ca aceste date să fie maxim securizate. La primărie, la Cluj, pot să vă spun că avem peste 300 de proceduri digitale și suntem într-o fază avansată de implementare a primului funcționar public digital, primului funcționar public virtual din România, care va fi unul care nu îmi cere nici concediu, nici ore suplimentare, nu este nici nervos, este într-o relație cu cetățeanul 24 de ore din 24 de ore, și va accelera calitatea serviciilor publice din Cluj-Napoca și totul, și cu asta chiar închei, într-o dimensiune inclusivă. Nimeni să nu fie uitat, nimeni să nu fie abandonat, pentru că nu poți să fii inovativ dacă nu ești inclusiv. Iar digitalizarea aceasta nu trebuie să se refere doar la elite, trebuie să coboare până cele mai profunde straturi ale societății pentru a fi cu adevărat eficientă și a beneficia cu toții de calitatea serviciilor pe care tehnologia le oferă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, încă o dată, bine ați venit la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar. Foarte interesantă și perspectiva dumneavoastră. Eu aș ridica un pic miza, așa spune că ideal ar fi ca orice cetățean de la orice primărie din orice localitate din România să ajungă la primărie doar pentru a spune poate acei trei de da, eu sper chiar numai primul da. În rest, inclusiv și transferul de proprietate, dacă cetățenia digitală va fi dezvoltată și va fi implementată, cu siguranță vom putea face și treaba asta tot de la distanță. Acum îmi permit să prezint cei patru speaker pe care îi avem astăzi. O să ne vorbească imediat colegul meu Dragoș Pâzlaru, europarlamentar USR Plus, pe care îl și văd deja pe ecran și mulțumesc pentru participare și pentru confirmarea de a participa la acest eveniment. Domnul Octavian Oprea, care este președintele Autorității pentru Digitalizarea României. Domnul Stelian Brad, care este profesor universitar aici la Cluj, la UTCN și președinte al Cluj IT Cluster. Și din zona antreprenoriatului, domnul Vlad Pranitschi, CEO la Rode Apps Cluj. Dau cuvântul domnului Dragoș Pâzlaru. Domnul Dragoș, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, domnule președinte, distinși colegi, deputați, domnule primar. Aș vrea să-i mulțumesc colegul meu, Viorel Băltărețu, pentru idee și inițiativă și să salut pe toți participanții la acest eveniment important, pentru că, până la urmă, discutăm sub egida conferinței privind viitorul Europei, iar transformarea digitală este una din axele clare de mobilizare a Uniunii Europene în perioada următoare. De ce transformarea digitală este atât de importantă la nivel european? Aici principalul lucru este cumva să putem să înțelegem
contextul acesta al pandemiei și modul în care pandemia a accelerat acceptarea tehnologiilor digitale în societate. Discutăm de, după analize pe care le-am văzut în mai multe surse, de câștigarea a circa 5-7 ani de zile în acceptarea de către societatea digitalului. Am asistat la migrația multor servicii în mediul online. Discutăm de piața forței de muncă care a îmbrățișat acest teleworking, telemunca. Avem școala online care acum a devenit, din nefericire, o realitate, dar din fericire a permis digitalizarea într-o măsură mult mai mare a serviciilor educaționale. Lucrurile care țin de modalitatea prin care ne derulăm activitățile legate de administrația publică sau orice fel de alte sarcini pe care le avem în cursul zilei. Și toate aceste lucruri am fost cumva împinși și de contextul acesta epidemiologic să le conștientizăm. Ideea de transformare digitală, evident, precede pandemia. Discutăm aici de câteva domenii cheie. O să încerc cumva să sugerez patru dintre ele. Pe de o parte, infrastructura și tot ce înseamnă lucrurile legate de comunicații. Și aici oportunitățile la nivel european sunt larg deschise în acest moment. Avem Connecting Europe Facility, care ne permite nu doar să așteptăm să vedem ce tehnologii se adoptă, ci chiar să intrăm în zona aceasta de adoptare rapidă a 5G și să putem să vedem cum putem face față concurenței globale pentru canale de comunicații și cât mai bine dezvoltate. În România, într-adevăr, stăm foarte bine, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ținem și noi pasul. În al doilea rând, discutăm de ceea ce se numește tehnologia digitală, în sens larg, de inovare, de modul în care piețele reacționează, antreprenoriat digital, firme care au posibilitatea să creeze, până la urmă, debușe în plan global la nivel european. Și aici trebuie să discutăm în contextul strategiei industriale a Uniunii Europene și a reducerii dependențelor, acestui concept de autonomie strategică deschisă. Și aici, practic, este un front foarte important pentru România în context european în perioada următoare. Fie că discutăm de European Chips Act, deci de ideea de a ranforța lanțurile valorice pe teritoriul european și de a avea, până la urmă, posibilitatea ca elemente legate de semiconductori să poată să fie aduse, evident. Toate aceste lucruri sunt partea unei transformări mai largi industrial. Al treilea domeniu este ceea ce se numește acum la nivel european economia datelor și cumva aici se referă în foarte mare măsură la modalitatea prin care datele sunt protejate, datele sunt folosite, proprietarii au un beneficiu din folosirea acestor date și toată zona aceasta de economia datelor evident este legată de o serie întreagă de alte aspecte, cum ar fi securitate cibernetică, lucruri care țin de protecția datelor caracter personal, lucruri care țin de servicii digitale. Avem acum la nivel european două acte importante, actul legislativ privind serviciile digitale DSA și actul legislativ privind piețele digitale DMA, care sunt critice. Și cumva în toată această imagine, zona aceasta a datelor și a identității este o chestiune esențială. Și nu în ultimul rând avem un lucru care e foarte important, digitalul ca politică transversală sau mai bine zis ca interferență cu politicile pe care le găsim peste tot în societate. Fie că discutăm aici de aplicarea digitalului în educație, în medicină, în administrație publică sau de care ține de ajele pe care le avem în societate, de acel digital divide. Ai discutăm aici de diviziunea aceasta digitală marcată de lipsa accesului la tehnologie informaționale și internet pentru o bună parte din populația europeană. Și evident că degeaba discutăm de o transformare digitală atât timp cât rămân în urmă cetățenii europeni, un segment important de cetățeni europeni. Lucrurile acestea le știm și în România. România, din păcate, este în coada clasamentului în ceea ce privește zona aceasta de acces
și alfabetizare digitală și cred că aici este un lucru care ar trebui să îl facem în context european, să-l punem ca prioritate. Vă spuneam că există niște linii mari la nivel european. În acest moment, principalele acte normative la nivel european sunt aceste două acte privind serviciile digitale și piețele digitale. Serviciile digitale se referă la protecția consumatorilor în online și tot ce înseamnă reglementarea intermediarilor de internet și a platformelor digitale. Partea legată de piețele digitale, discutăm aici de ce înseamnă acest control de flux de informație. Sunt niște lucruri care vor reconfigura în mare măsură partea de economie de date. Mă voi referi în a doua parte a intervenției mele pe două chestiuni care sunt acum foarte importante și pentru România. Prima este legată de Planul Național de Redresare și Reziliență și sursa aceasta importantă de reforme și investiții pe care avem la dispoziție. Și un pic voi atinge și subiectul identității digitale. În Planul Național de Redresare și Reziliență, care a primit aviz favorabil de la Comisie și la Consiliu, acum suntem pe care să-l implementăm, avem jur de 21% din resurse pentru promovarea obiectivelor digitale. Era un minim de 20%, România evident l-a îndeplinit. Avem o sumă de circa 1,5 miliarde de euro pentru digitalizarea unor sectoare din administrația publică, justiție, muncă, protecție socială, securitate cibernetică, taxe, administrația fiscală, adică serviciul VAMAL. Și aici discutăm de o consolidare a arhitecturii guvernamentale, discutăm de sistem de tip cloud, de interoperabilitate, transfer de date și asta este o reformă majoră pe care am tot încercat să o împingem. Dar acum avem oportunitatea și avem și resursele la dispoziție. Digitalizarea sistemului de sănătate are circa 470 de milioane de euro alocate și aici discutăm de accesibilitatea serviciilor medicale în zone în care sunt mai puțin accesibile aici, deci este un mare sprijin pentru zonele vulnerabile. În același timp avem digitalizarea sistemului educațional inclus în plan și din acest punct de vedere aici discutăm de competențe digitale pe de-o parte. Vă spuneam că România are mult de recuperat în acest domeniu, dar și dotarea cu echipamente, așa cum am văzut acum în pandemie, nevoia este foarte mare. Există și alte tipuri de reforme pe care le vedem, avem și partea de dezvoltare rețelelor 5G, spuneam de comunicații, dar acum ceea ce este important este modul în care privim implementarea acestui Plan Național de Redresare și Reziliență. O spun foarte clar și răspicat, nu mai este momentul să revizuim planul în niciun fel, pentru că asta ar însemna imediat, conform reglementării, că ar trebui să mai pierdem cel puțin 6 luni de zile cu reaprobarea. În acest moment avem tot ceea ce ne trebuie în planul național, iar transformarea digitală are această componentă importantă în plan, care poate duce efecte benefice pentru români, pentru cetățenii europeni în general. Două cuvinte despre celelalte oportunități de finanțare. Aș vrea, mai ales pentru sectorul privat, să scot în evidență faptul că InvestEU este un program de 650 de miliarde de euro care susține investițiile, are o fereastră de digitală dedicată și susține investițiile prin oferirea de garanții în acest domeniu. Am militez și am această inițiativă în Parlamentul European să încercăm să avem un sprijin direct din partea Băncii Europene de Investiții și asistență tehnică necesară pentru ca România să poată într-adevăr să performeze în atragerea de fonduri în acest domeniu și aici cred că pentru sectorul privat este foarte important să scoatem în evidență aceste domenii, aceste oportunități pentru că avem un sector privat vibrant. Sunteți acum la Cluj care cumva performează în acest punct de vedere și aceste hub-uri ar trebui încurajate. Și că tot discutăm de hub-uri, aș vrea să mai precizez existența programului Digital Europe. Aici deja avem primele elemente de concretențe. Avem 1,38, programul are 7,5 miliarde în general pe perioada 2021-2027. Avem deja 1,4 miliarde care sunt alocate pe zona de inteligență artificială, competențe avansate și folosirea tehnologiilor digitale în societate. În același timp avem zona de separată de securitate cibernetică cu 270 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2022, deci asta e numai acum, și zona de sprijinire a hub-urilor digitale. Spuneam că Clujul alături de alte zone, Timișoara, București, Iași și altele, Brașov,
sunt hub-uri digitale care sunt deja în rețea și vor putea beneficia de finanțare. Toate acestea sunt oportunități foarte concrete pentru România, deci nu sunt doar un cadru general. Am auzit și pe domnul primar spunând acest lucru și m-am bucurat pentru că la nivel local se simte cel mai bine legătura aceasta între oportunitățile create la nivel european și ce se poate face la firul ierbii. A intervenției mele, două cuvinte de regulamentul pentru identitate digitală europeană. A fost prezentat de Comisia Europeană la începutul lunii iulie. Este un proiect ambițios cu proporții extraordinar de importante, care ar oferi posibilitatea cetățenilor să dețină o identitate digitală sigură și recunoscută în toate statele membre. Gândiți-vă la un fel de portofel electronic pe care îl țineți pe telefon, care v-ar permite să aveți o serie de credențiale, să stocați o varietate de date referitoare la identitate și documente, începând la pașaport, hartă de identitate, certificat de naștere, diplome de absolvire, certificate medicale, documente care sunt legate de securitate socială, formularul PDA 1 și mai departe. Și evident, prin acest sistem ar putea fi accesate servicii online și offline. Este un sistem care permite criptare suficientă și securizare ca să poată înlocui zona aceasta de semnătură electronică. Pur și simplu gândiți-vă că un deținător al acest portofel digital ar putea să solicite deschiderea unui cont bancar de la distanță, ar putea să semneze documente, ar putea să facă lucrurile pe care știm că acum le facem destul de greoi cu sistemul de securizare și criptare actual. Eu sunt raportor pe acest dosar și de aceea mi se pare important să vă povestesc în ce stadiu suntem. Propunerea, deci, a fost transmisă Parlamentului și dar și Consiliului. În Parlament se află în stadiu de pregătire și mi se pare grozav să putem avea ideea aceasta de portofel digital care concurează cumva cu inițiative pe care le avem în sisteme cum ar fi Apple Pay sau alte sisteme echivalente. Și este foarte important să putem ajunge cât mai repede la niște soluții care să nu ne facă să rămânem dependenți de tehnologii care țin de giganții americani sau de tehnologii pe care nu le putem controla din perspectiva securităților. Se lucrează deja la dosar. Nu vă ascund că securitatea și protecția datelor utilizatorului e primă prioritate. Discutăm de un model de stocare a datelor care să lase utilizatorul să decidă ce vrea să împărtășească din datele lui. În același timp ar trebui să fie o tehnologie accesibilă pentru toată lumea și cred că ar trebui să existe sprijin financiar pentru statele membre pentru a le dezvolta și în același timp cred că sectorul privat ar trebui să fie un bun partener având în vedere implicațiile majore pe care acest regulament le are pentru piața europeană în general, pentru piața internă. Cam acestea sunt câteva din lucrurile pe care vreau să le spun, deci câteva un pic o mapare a liniilor directoare, câteva din sursele de finanțare unde România deja are acces, sunt niște oportunități palpabile și câteva lucruri despre aceste elemente legate de identitatea europeană digitală. Discutăm de ceva ce va fi adoptat probabil într-un an cu implementare în încă vreo 2 ani, dar este foarte important ca acum să avem acest dialog cu Parlamentul European prin reprezentarea pe care o avem pentru a putea să știm lucrurile de dinainte și să anticipăm acest lucru și poate, de ce nu, firme din România să poată participa direct la partea aceasta tehnică legată de implementare. Mulțumesc foarte mult și vă rămân la dispoziție pentru întrebări și discuțiile ulterioare. Mulțumesc foarte mult, Dragoș, foarte interesant ce ai spus și mă bucur că ai punctat aceste elemente. Da, iarăși din perspectiva noastră vorbim de economie digitală, să zicem, neajunsurile pe care le avem noi acum ca țară ar trebui să le vedem ca niște oportunități în momentul de față pentru dezvoltarea economică a companiilor private și după aceea dezvoltarea evidentă a statului. În momentul de față, exact ai spus, avem resurse disponibile prin Programul Național de Redresare și Reziliență și cred că va trebui să fim foarte atenți să cheltuim acești bani cu cap și cât mai eficient. Eu țin mult la termenul ăsta, eficiență. Te rog să mai stai un pic, probabil colegii noștri au, cei care participă, invitații care sunt aici, poate au întrebări pentru tine. Eu, așa ca să deschid un pic seria de întrebări, aș avea o întrebare din perspectiva cetățeanului digital european.
Dacă poți să apreciezi acum din poziția ta cât din acest proces va fi un efort la nivel european și cât crezi că va fi lăsat în zona fiecărui stat? Ne referim la, la identitatea digitală? La identitatea digitală, m-am gândit, da. Da. În acest moment există cel puțin două arhitecturi în ceea ce privește abordarea cu privire la identitatea digitală. Există o arhitectură de model centralizat pe care o regăsim în Estonia, de exemplu. Și există o arhitectură pe model descentralizat, cu tehnologie mai degrabă de tip blockchain în spate, care cumva a prins în statele nordice într-o bună parte și pe care și Germania o ia în calcul, având în vedere modelul său descentralizat, inclusiv pe partea administrativă. Și aici, cumva, ceea ce e important e, la nivel european, nu se încearcă găsirea unui pat al lui Procus sau, în fine, o one size fits all, adică o singură soluție care să nege practicile naționale. Va exista probabil oferirea unui meniu de soluții care să permită atât ca în abordarea centralizată cât și în abordarea descentralizată utilizatorul să aibă control asupra datelor sale, care să garanteze până la urmă, să securizeze până la urmă aceste date, astfel încât până la urmă să existe niște repere comune. Acum, efortul de implementare, evident că va fi un efort național, de aceea am spus că există oportunități pentru a beneficia de asistență tehnică, dar cred că la nivel european este crucial să avem aceste standarde comune. Eu nu pot să-mi scot din minte, de exemplu, dificultatea și costul până la urmă al elementelor de semnătură electronică pe care le avem în România. Discutăm până la urmă de lucruri care sunt reglementate și care, dacă ne uităm la gradul de circulație de adoptare a semnăturii electronice în România, este destul de scăzut. În timp ce tehnologii cum ar fi cele de Apple și Google, pe care le folosim pe telefon, numai pentru anumite domenii sau aplicații, sunt mult mai simple și mai ușor de folosit și asta permite o participare digitală mai mare. Deci, ca să închei, ideea de un standard european care să concentreze eforturile tuturor statelor membre pentru a putea avea o securizare a identității și o identitate digitală care să permită o piață europeană și care cumva să se impună la nivel global în relația cu celelalte soluții, nu trebuie neapărat să fie o chestiune de concurență, dar este o chestiune de cel puțin de compatibilitate. Lucrurile astea mi se par foarte, foarte importante. Deci, repet, e un efort masiv la nivel european de standardizare, după care va fi un efort evident la nivelul statelor membre de implementare, dar cu soluții care vor fi foarte la îndemână și care tehnologic sunt posibile deja astăzi. Mulțumesc foarte mult, Dragoș. Dacă mai are cineva întrebări? Ok. În cazul ăsta trecem la următorul speaker, domnul Octavian Oprea, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, care ne va vorbi despre beneficiile economice aduse de interoperabilizarea datelor de date ale instituțiilor publice. Octavian, ai cuvântul. Mulțumesc, Dragoș. Mulțumesc mult, stimate domnule deputat Viorel Băltărețu, stimate domnule primar Emil Boc, stimate domnule europarlamentar Dragoș Pâzlaru, doamnelor și domnilor. Îmi pare nespus de rău că nu ne-am întâlnit în format fizic, pentru că ați văzut emoția și entuziasmul meu în urma discursurilor antevorbitorilor mei. Nu vine să cred că toată lumea a dus discuția în zona și în sfera unor proiecte pe care Autoritatea pentru Digitalizarea României fie le are în implementare, fie urmează să le implementeze în zilele, chiar săptămânile următoare. Aș începe un pic cu o chestie mai puțin plăcută, cu o parte mai puțin plăcută. N-a vorbit până acum nimeni de indicele DESI, Digital Economy and Society Index. Un clasament în care, din păcate, România, pentru analiza pe anul 2020, se află pe ultimul loc. România, până acum 2 ani, se afla pe antepenultimul loc. Din păcate, am scăzut. Dar aș putea spune cu mândrie de ce am scăzut aici. Dacă la mijlocul anilor 2000, România nu se știa exact unde se află în zona de corupție și odată cu apariția
DNA-ului, au început să iasă la iveală foarte multe cazuri de corupție și au început să facă foarte multe studii pe zona asta. Ei, odată cu înființarea Autorității pentru Digitalizarea României, unul din proiectele noastre importante a fost să identificăm unde se află cu adevărat România în momentul de față. Și în luna iulie acestui an am publicat un document care se numește Barierele Digitalizării. Prin acest document am reușit să scoatem la iveală lucruri care poate erau cunoscute insular, erau cunoscute în interiorul instituțiilor, dar nu erau cunoscute publicului larg. Ultimul clasament de ESI, care a fost publicat vinerea trecută, are la bază acest studiu făcut de Autoritatea pentru Digitalizarea României. În raportul publicat de Comisia Europeană se vede clar că sunt apreciate eforturile făcute de ultimele două guverne ale României în zona de transformare digitală, dar într-adevăr nu sunt de ajuns. Acolo se prezintă ca un real succes înființarea Autorității pentru Digitalizarea României, utilizarea unor platforme naționale precum ghișeul.ro, dar într-adevăr avem mult de muncit în continuare. Și aici o să trec puțin mai departe, în zona de interoperabilitate și în zona de identitate electronică, lucruri care au fost aduse în discuție până în acest moment și cu care mă mândresc. Sunt două zone cu care noi ne mândrim la Autoritatea pentru Digitalizarea României. O să încep cu zona de interoperabilitate. Am făcut pe parcursul acestui an un inventar al serviciilor publice. Se găsește în acest moment pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României și se numește Catalogul Național al Serviciilor Publice. În 30 de ani, România n-a știut ce servicii publice prestează instituțiile centrale. Din fericire, în momentul de față știm, avem 2333 de servicii publice la nivel central. Săptămâna viitoare urmează să publicăm extrem de granularizat informații despre aceste servicii publice, inclusiv dacă ele se pot plăti online, unde anume se pot plăti online, prin intermediul căror platforme. Bineînțeles, marea majoritatea lor, a celor care se plătesc online, se regăsesc în platforma ghișeul.ro, platforma națională electronică de plată. Ce am reușit să vedem aici, prin această inventariere, am reușit să identificăm câteva servicii publice care sunt de mare interes pentru cetățeanul român. Și unul dintre aceste servicii publice care se situează în top 10 și am constatat că pe parcursul anului 2020 au fost depuse aproape 12 milioane de solicitări, este vorba de emiterea certificatului de atestare fiscală. Acest certificat de atestare fiscală va fi regăsit într-un proiect care se numește Sistemul Național de Interoperabilitate. Sistemul Național de Interoperabilitate se află, este realizat în procent de 95%. Vorbim de acest hub la nivel central care va urma să se interconecteze cu fiecare bază de date. Am luat decizia să construim un hub care să poată fi adaptat pe fiecare sistem existent. Pentru că dacă am fi așteptat apariția cloud-ului guvernamental și reînnoirea acestor sisteme, ar fi durat foarte mult. Am vrut să vedem unde suntem și ce putem face într-un timp foarte scurt. Acest sistem național de interoperabilitate va fi live săptămâna viitoare. Vom începe cu fluxul de emitere a certificatului de atestare fiscală din fața unui calculator de către cetățean român pentru primăria sectorului 6, urmând ca în scurt timp, 2-3 săptămâni, să acoperim tot municipiul București, după care vom începe să ne extindem în țară. Pentru implementarea acestui sistem național de interoperabilitate, Autoritatea pentru Digitalizarea României a lansat o consultare publică acum 3 săptămâni, un caiet de sarcini pentru proiectul Transformarea Digitală a Administrației Publice. E un proiect care se va desfășura pe următorii 4 ani. Este un acord cadru. Am gândit acest acord cadru pentru a veni și în sprijinul companiilor private care au avut de suferit pe perioada pandemiei din punct de vedere financiar. Valoarea acestui acord cadru este de 30 de milioane de euro, iar obiectivul principal este de a interconecta aceste baze de date și de a lua presiunea creării de conexiuni de pe umerii primăriilor, de pe umerii altor instituții și o aduce în sarcina ADR, pentru că am constatat că atunci când vorbim de interoperabilitate, instituțiile spun că nu au bani. Într-adevăr, nu e vorba de foarte mulți bani pentru a crea un API între două sisteme informatice, dar pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă și este sub control specializat, am hotărât să facem această alocare bugetară din bugetul autorității.
Un proiect foarte important, la fel de important ca cel pe care l-am menționat, se va semna mâine. L-am auzit pe domnul Păznaru vorbind foarte mult de acel portofel electronic și de identitatea românilor, dar în același timp de identitatea cetățenilor europeni. Mâine vom semna contractul cu dezvoltatorul platformei software centralizate pentru identificare digitală. Știu, numele poate că nu e unul extrem de prietenos, dar în perioada de analiză ne vom ocupa să găsim un nume care să fie pe placul românilor și care să fie mult mai intuitiv atunci când ne gândim la ceea ce va însemna identitatea electronică a românilor. Ce va face această platformă? Va fi punctul unic de intrare al cetățeanului român în toate platformele de guvernare din România pentru început și ulterior acesta va fi conectat prin nodul eIDAS, despre care vă voi vorbi în minutele ce urmează, la nivel european. Platforma PSCID va funcționa cum în momentul de față funcționează login-ul cu platforme precum Google, Facebook sau Yahoo, atunci când încercăm să ne creăm un cont într-un marketplace și așa mai departe. Cetățeanul român își va crea contul o singură dată în viață, va trece printr-un proces de Know Your Customer extrem de securizat, vom avea inteligență artificială care va scana datele cetățeanului român din cartea de identitate simplă sau din cartea electronică de identitate, după care vom trece printr-un proces de liveness recognition, bineînțeles, asistat tot de tehnologie AI, după care cetățeanul va primi un set de credențiale care vor fi valabile toată viața. Această platformă, PSCID, va fi adaptată pe parcurs ce noul regulament eIDAS va prinde viață pentru a putea folosi și ca un wallet. Adică cetățeanul român își va putea încărca acolo cartea de identitate electronică, își va putea încărca pașaportul electronic, își va putea încărca certificatul verde despre care se tot discută în această perioadă. Și foarte important este că acest sistem va fi recunoscut la nivel european. Deci România are proiecte în momentul de față, aș putea spune în sens peiorativ, pe țeavă, proiecte care vor fi live acest proiect va fi live în maxim 24 de luni. Știu că cu toții ne dorim ca digitalizarea să se facă din două clicuri, dar în spate avem nevoie de foarte, foarte, foarte multă muncă. Totodată, săptămâna viitoare, vom semna contractul pentru, aici când zic că vom semna contractul, vom și începe și implementarea. Aceste două proiecte, atât PSCID cât și nodul eIDAS, au trecut printr-un proces de licitație publică în SEAP. Câștigătorii, bineînțeles, au fost desemnați în urma procesului clasic de licitație și vom demara implementarea lor. Proiectul nodul eIDAS va reuși în sfârșit să aducă românilor o semnătură electronică la un preț decent. Știu că supăr pe foarte multă lume atunci când spun acest lucru, dar din păcate furnizorii de semnătură electronică din România s-au folosit de faptul că România încă nu e conectată la rețeaua europeană de semnătură electronică și au ținut prețul semnăturii electronice la un nivel extrem de ridicat față de Franța, de exemplu, unde sunt furnizori care oferă semnătura electronică cu 7 euro, în România semnătura electronică se apropie de 50 de euro la unii furnizori. Cu implementarea acestui proiect, care va fi gata în aproximativ 10 luni de la momentul semnării contractului, adică pe la mijlocul anului viitor sper să avem nodul eIDAS implementat, noi sperăm ca semnătura electronică să capete o cât mai mare amploare odată cu reducerea costului său. Pentru că un cetățean român, dacă nu va dori să-și ia semnătura electronică din România, și va putea lua liniștit de la un furnizor din Franța, unde costul e mult mai mic, dar am convingerea că furnizorii de semnătură electronică din România vor coborâ simțitor nivelul acestui serviciu, practic, pentru a putea fi la nivelul și să fie accesibil fiecărui cetățean român. Domnul primar Boc vorbea de racordarea României la Europa. Dacă n-am reușit să o facem încă prin autostrăzi, sunt convins că vom reuși să o facem prin aceste două proiecte, care vor fi implementate într-un timp relativ scurt, ținând cont de faptul că 30 de ani România a stagnat pe zona aceasta de,
de creare și de implementare a serviciilor digitale. Ce e foarte important, că odată având aceste două proiecte, România va putea să se prezinte altfel în fața, atât în fața cetățenilor, și clar că cetățenii vor avea o altă încredere în fața instituțiilor, față de instituțiile publice, dar în același timp se va prezenta cu o totul altă față în fața investitorilor. Pentru că știm foarte bine că de fiecare dată când investitorii străini, în special cei din Uniunea Europeană, vin în România, au nevoie în primul rând de un proces simplificat de a-și deschide operațiunile în țara noastră. Și atunci, prin implementarea celor două proiecte care ne leagă la nivel european, dar și prin interoperabilizarea bazelor de date, România va putea să se mândrească în fața tuturor celor din Uniunea Europeană. Eu mi-am asumat la preluarea mandatului de președintele Autorității pentru Digitalizarea României că până la sfârșitul anului 2024, adică până la publicarea raportului DESI din anul 2025, România va urca vertiginos spre mijlocul clasamentului. Dacă ne uităm la cum au explodat efectiv numărul de utilizatori și numărul de servicii publice care au fost aduse anul acesta în platforma ghișeul.ro, ne dăm seama că România are potențialul necesar. Pe această cale fac un apel către dumneavoastră pentru a vă aduce în atenție o problemă extrem de alarmantă. De ce ne lovim noi cel mai tare atunci când încercăm să implementăm proiecte de anvergură? Ne lovim de diferența mare între nivelul salarial pentru angajații în zona de IT din zona publică și cei care activează în zona privată. E o diferență colosală, e un mare canion între cele două domenii, adică între cele două tipuri de instituții, cele publice și cele private, și aș dori ca în Parlamentul României să existe o inițiativă legislativă care să ne ajute să exceptăm de la legea salarizării unice angajații din zona IT. Trebuie să fie foarte clar că degeaba avem PNRR, degeaba avem POCIDIF și degeaba vom avea alte instrumente de finanțare dacă nu reușim să reducem această falie. Pentru că România a demonstrat că are capacitate umană, până la urmă cea mai importantă resursă a unei țări e capacitatea umană. Da? Dumneavoastră faceți această conferință la Cluj, unde e un pol extrem de important al companiilor din zona IT, și mi-aș dori ca cu un efort comun să reușim să reducem această falie pentru a ne putea duce la îndeplinire toate obiectivele. Altfel, șansele sunt, dar nu cred că vor fi la fel de mult fructificate și maximizate ca în momentul în care vom avea oameni plătiți la un nivel cel puțin acceptabil pentru domeniul în care lucrează. Vă mulțumesc mult de tot, mi-a făcut o deosebită onoare să fiu astăzi alături de dumneavoastră și sper ca în urma acestei conferințe să iasă niște, bineînțeles, și niște informații extrem de importante, dar să mergem pe proiecte. Mie îmi place atunci când discut, să discut despre lucruri concrete, despre proiecte și lucruri pe care le putem aplica într-un timp relativ scurt în urma acestei conferințe. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc foarte mult, Octavian. Foarte interesante tot așa subiectele. Partea aceasta cu falia între salariile angajaților de la stat față de cei din privat e adevărată, poate în zona ta de IT. În altă zonă avem alt gen de rapoarte în care știm foarte bine că aparent salariul mediu la stat e mai mare decât salariul mediu în privat. Deci va trebui reforma administrației și reforma statului trebuie să fie implementată, o avem și obligatorie în PNRR de făcut, și găsirea soluției pentru IT-știi care lucrează la stat cred că este acolo în reforma respectivă. Numai că tare mi-e frică că o să mai dureze până când statul va fi cu adevărat reformat. Acum, domnul președinte Mușoiu ar vrea să pun o întrebare. Eu doresc să adresez o întrebare.
Evident că viitorul Europei, viitorul fiecărei țări, pornește de la educație. Iar în perioada pe care o traversăm, începând cu debutul crizei sanitare, sistemul educațional a fost confruntat cu multiple provocări, ca să spun așa, adică în această perioadă, predarea, învățarea s-a mutat preponderent în mediul online, iar provocările cu care s-au confruntat școlile au fost legate de lipsa de predictibilitate, o rețea școlară eterogenă cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ, competențe digitale insuficiente, acces redus la tehnologie și conectivitate și posibilitățile reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educației copiii pentru participare la lecții online. Știm că în anul 2020 a fost pusă baza strategiei naționale pentru digitalizarea educației ca parte a strategiei naționale pentru agenda digitală. Mi-ar plăcea să spuneți câteva cuvinte, pentru că nu am auzit nimic despre această strategie privind digitalizarea educației. În ce stadiu vă aflați dumneavoastră de la nivelul agenției, în special, poftim? Scuzați-mă, da, autoritatea, în special în legătură cu accesibilitate și conectivitate. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru întrebare, doamna deputat Barcari. Am zis, înainte de a participa la conferință, am stabilit cu domnul deputat Bălterețu un titlu al intervenției mele. Mă bucur mult că ați ridicat problema educației și pe această cale aș dori să fac un anunț. Autoritatea pentru Digitalizarea României lucrează împreună cu Ministerul Educației în acest moment la refacerea documentelor pentru proiectul Catalogul Electronic. E o denumire mai populară, Catalogul Electronic, dar în spate este vorba de Sistemul pentru Managementul Școlarității. Ce va face acest sistem pentru managementul școlarității? Va pregăti România și va pregăti pe elevi, pe profesori și așa mai departe pentru integrarea digitală a întregii administrații publice. Acest catalog electronic va fi o platformă care, pe lângă posibilitatea de a încărca note elevilor, va fi o platformă de interacțiune între elev și profesor și restul clasei. Aș putea spune că este proiectul de care am fi avut nevoie la începutul pandemiei. Noi ne dorim foarte mult ca acest proiect să fie încărcat în sistemul electronic de achiziții publice până pe data de 20 decembrie. E o dată asumată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. E un proiect care face parte din strategia de e-guvernare a României pentru următorii 10 ani. Și e un proiect care ar trebui să revitalizeze sistemul de învățământ. Pe lângă posibilitatea de a comunica electronic, de ce am zis că va pregăti atât elevii cât și profesorii pentru viitoarea transformare digitală a României, va oferi acestora posibilitatea, în special elevilor, de a învăța încă de la vârste fragede cum pot folosi sisteme informatice, nu doar pentru divertisment, ci pentru a-și îndeplini sarcinile lor, bineînțeles, sarcinile din timpul orelor de curs. Acest proiect e un proiect de mare anvergură, un proiect de impact asupra tuturor celor implicați în procesul educațional, dar mi-aș dori să-l las, când va veni momentul, pe domnul ministru al educației Câmpeanu să povestească mai mult. Autoritatea pentru Digitalizare a României a venit în sprijinul Ministerului Educației din punct de vedere tehnic, de a ajuta să avem o soluție modernă, o soluție ce va fi interconectată la identitatea electronică a românilor și o soluție care va fi diferită față de marele sisteme care s-au implementat de-a lungul timpului, sisteme mamut care, din păcate, după o mai scurtă sau mai lungă perioadă de utilizare,
s-au dovedit a fi nu chiar atât de performante cât ne-am fi așteptat. Mulțumesc foarte mult, Octavian. Da, e foarte interesant și sper să se întâmple cât mai curând și partea aceasta de catalog electronic, catalog digital. Aș vrea să spun aici, și cu asta o să încheiem zona ta, că în iulie am fost în Estonia și mi s-a părut foarte interesant modelul realizat de ei pe partea asta de catalog electronic. De fapt, au o serie de aplicații pentru educație, pentru relația profesor-elev, profesor-părinți. Și ce mi-aș dori să se întâmple și la noi ar fi să nu ne trezim că o să facem o singură aplicație, care ne trezim peste 5 ani de zile că nu e cea mai bună, că nu rămânem, sper să nu rămânem blocați în acea aplicație, să zicem că e proprietatea unei firme sau alteia. Deci trebuie să ne asigurăm că nu vom păți ce am pățit poate cu softul din zona sănătății. Dar ce ar trebui, dacă îmi permiți mai o secundă, este să găsiți modalitatea prin care mai multe companii să ofere mai multe soluții și profesorii să poată alege, sau școlile să poată alege una sau alta dintre soluții. În felul ăsta, concurența va face ca acele soluții să se dezvolte, să câștige piață, mi se pare mult mai corect. Dacă dăm și facem un monopol, momentul ăla, monopolul nu duce niciodată la progres. Asta e o experiență pe care eu am văzut-o. O scurtă intervenție aici, pe lângă faptul că ne asigurăm ca toate proiectele ce sunt implementate în momentul de față și vor fi implementate în viitor sunt în proprietatea statului, adică instituția beneficiară va fi și proprietarul codului sursă. Așa cum am făcut la ghișeul.ro, aplicația va fi deschisă către orice altă soluție de managementul școlarității, bineînțeles, auditată din punct de vedere al securității existentă în momentul de față, și va avea și o zonă de marketplace care va oferi posibilitatea dezvoltatorilor de soluții să creeze diverse soluții și, bineînțeles, să le pună la dispoziția elevilor și a părinților. Da, mai avem două întrebări din sală. Te rog, George. Mulțumesc. O să intervin și eu în această organizare de precizie, să folosesc așa un termen, din zona asta digitală. Când mă uitam la ceas și a fost respectat până acum la virgulă, dar numai că intervenim noi parlamentarii să mai schimbăm lucrul ăsta. Drept urmare, primul lucru pe care vreau să-l zic e felicitări, Viorel, pentru organizarea asta de excepție și subiectul foarte bine ales. Și acum, trecând la subiectul domnului președinte Oprea, legat de titlul intervenției sale, așa cum bine zicea, cu interoperabilitatea bazelor de date, întrebarea mea e simplă. De ce ne limităm doar la instituții publice și nu ne gândim și la, exact cum se zicea și la începutul acestei conferințe, la o discuție și o apropiere de mediul privat? De ce nu putem discuta și de o interoperabilitate? Dau un exemplu care îmi vine la îndemână acum, cu băncile, prin care cu toții mergem la bancă să ne deschidem un cont sau să ne luăm un credit și avem nevoie de a ne prezida identitatea acolo. Și dacă ar fi chestiunea asta interoperabilă cu ministerul, cred că ar fi de mai mare succes și ar simplifica viața cetățenilor. La urma urmei, cred că asta își dorește statul. Nu cred într-o competiție deschisă între angajații de la stat și angajații de la privat. Nu știu dacă salarizarea este principala problemă astăzi a digitalizării din România. Bani sunt, toată lumea vorbește despre PNRR, despre POCIDIF, toți banii ăștia trebuie cheltuiți și cred că asta, această dezbatere a salarizării din zona de ITNC a statului, putem să o avem, nu știu, mai specializat sau ar trebui să o aibă Comisia de ITNC sau Comisia de Muncă, nu noi ca afaceri europene. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule deputat, pentru întrebare. Aș dori să încep cu identitatea electronică și cu interoperabilizarea cu alte entități, mai ales cu băncile. Sistemul pe care noi urmează să-l implementăm, PSCID, va oferi posibilitatea
atât furnizorilor de semnătură electronică, cât și băncilor, să creeze identități cu care cetățenii români se pot loga mai departe în PSCID. Practic, vom avea platforma interconectată cu sistemele actuale ale furnizorilor, că noi numim furnizori de servicii de încredere. Odată ce cetățeanul român a trecut printr-un proces de identificare, fie el în fața agentului de la bancă, fie el în fața agentului de la un furnizor de semnătură electronică, el va avea creat automat un cont în platforma PSCID. Pe modelul polonez, aș putea spune, unde ai posibilitatea să te loghezi fie cu niște credențiale pe care ți le emiți direct în platformă sau cu niște credențiale care au fost create înainte, bineînțeles, trecând prin intermediul, prin fața unui proces de Know Your Customer. Deci vom avea disponibil și acest serviciu odată cu lansarea platformei. Referitor la ceea ce a spus dumneavoastră legat de salarizare, aș dori să mai ating un punct. Statul român își dorește să devină un dezvoltator de software, dar statul român își dorește să aibă oameni capabili ca în momentul în care instituția creează un caiet de sarcini sau în momentul în care instituția primește un livrabil din partea unei companii dezvoltatoare de software, să poată identifica unde sunt gap-urile și, bineînțeles, să poată crea acel caiet de sarcini fără să fie intervenția, nu știu, a unor factori externe asupra lui. Tocmai de aceea mi-aș dori să putem oferi salarii competitive pentru a avea oameni cu un grad de competitivitate ridicat. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Cristina, vrei și tu să pui o întrebare, am înțeles? Da, mulțumesc frumos, Cristina Telman. I-ați detaliat succint două proiecte foarte mari pe care vi le-ați asumat în calitate de președinte a Autorității pentru Digitalizarea României, și anume transformarea digitală a administrației publice, care cu siguranță nu ridică foarte multe semne de întrebare. Este o inițiativă dorită de către cetățeni. Sunt primării care deja implementează anumite proiecte și cu siguranță suntem de acord că tocmai stăm într-o primărie care este foarte digitalizată, având în vedere și expunerea domnului primar Boc. Cel de-al doilea subiect pe care ne l-ați prezentat se referea la această identitate electronică a românilor. Întrebarea mea vine în contextul de maximă actualitate și anume această dezbatere, reticiență a românilor cu privire la certificatul verde, la vaccinare. Nu o să intru în detaliu. Cum v-ați propus o promovare a acestui proiect pentru a nu ne lovi din nou de o reticiență, de o respingere din partea cetățenilor? Mulțumesc! Ar fi două paliere. Primul palier ar fi cel legislativ. Odată ce va începe implementarea proiectului, mă voi asigura că împreună cu Comisia de Specialitate, cu Comisia TIC din Camera Deputaților, vom iniția un proiect legislativ prin care vom reglementa și vom introduce obligativitatea, cel puțin la nivelul instituțiilor publice, de a folosi această metodă unică de autentificare. Și aici sper că toată lumea e de acord că statul român trebuie să aibă și cetățeanul român trebuie să aibă o identitate unică în relația cu statul generată de platformă. Referitor la reticența românilor, dacă îmi permiteți, uitându-mă la platforma ghișeul.ro, care a reușit să atingă aproape numărul de 1,2 milioane de cetățeni, de user, da? De utilizatori unici care au interacționat cel puțin o dată cu platforma, de care au făcut cel puțin o plată, nu văd o reticență pe această parte. E o diferență destul de mare între certificatul electronic, care practic limitează anumite, în viziunea unora, limitează anumite drepturi ale cetățeanului, și această platformă unică care va veni în sprijinul cetățeanului, iar cetățeanul pentru început, e clar că nu ne așteptăm ca toți românii să aibă identitate electronică în următorii 2 ani. Nu ne așteptăm ca toți românii să dorească această carte electronică de identitate.
dar vom face toate eforturile și vom prezenta toate beneficiile care le sunt aduse românilor de către această platformă și de faptul că își vor putea accesa serviciile publice printr-un singur click, creându-și un singur cont odată în viață. Da, mulțumim foarte mult. Înțeleg că domnul Danca ar dori să întrebe dânsul, bineînțeles că are cuvântul. Da, bună ziua, nu am neapărat o întrebare, aș fi dorit o intervenție. Nu știu dacă e momentul, nu știu care e desfășurătorul dezbaterii, dacă acum e momentul intervențiilor din partea celorlalți membri ai Comisiei de Afaceri Europene sau suntem doar la întrebări. Aveți cuvântul acum și vă ascultăm. Rugămintea mea, suntem un pic în întârziere, dar vă ascultăm cu mare atenție. Mulțumesc! Da. În primul rând, salut organizarea și inițiativa dumneavoastră, domnule deputat Băltărețu. Intervenția mea este una foarte precisă pentru acest domeniu. Mi-aș fi dorit ca la această dezbatere să avem și reprezentanți din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a responsabililor care au elaborat până la urmă Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că în acest context este foarte important ceea ce România a propus pentru ca și reforme în Planul Național de Redresare și Reziliență. Aș insista aici pe o chestiune, pentru că vorbim despre inovare și digitalizare, pentru un instrument de finanțare, l-am auzit pe Dragoș Pâslaru mai devreme, un instrument de finanțare pentru sectorul privat, pe care noi l-am propus în programul de guvernare al Partidului Național Liberal și ulterior am solicitat să fie inclus și în Planul Național de Redresare și Reziliență, înființarea unui fond de capital de risc pentru startup-uri inovative în domeniul digital și nu numai, dar cu precădere în acest domeniu. Fondul de capital de risc pe care noi l-am propus în mandatul guvernului din 2020 și care trebuia inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență, s-a transformat, din nefericire, spun eu, într-un instrument de garantare a solvabilității companiilor și de pentru retehnologizare, ceea ce îndepărtează foarte mult acest instrument de obiectivul pe care noi l-am gândit atunci când am propus acest fond de capital de risc pentru startup-uri inovative. Un buget de 400 de milioane de euro, prin care acest fond, care urma să fie administrat de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, se realiza o participare directă la capitalul societăților respective, în jur de 2000 de beneficiari ar fi urmat să primească o astfel de finanțare pentru activități inovative. Repet, din ceea ce am văzut în Planul Național de Redresare și Reziliență, acest instrument, care cred eu ar fi fost foarte util pentru a sprijini inovarea și digitalizarea în sectorul privat, s-a transformat într-un instrument de garantare a solvabilității sub forma unui credit punte pentru IMM-uri gestionat prin Banca Europeană de Investiții și FEI. Deci a fost scos Fondul Național de Garantare și Creditare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din această schemă și va fi administrat de instituții financiare europene care au o misiune de administrare mult mai mare decât are fondul local autohton de garantare. Mi-ar fi plăcut să primesc un răspuns la această intervenția mea din partea celor responsabili de Planul Național de Redresare și Reziliență, dacă tot vorbim despre viitorul Europei și despre cum putem să sprijinim digitalizarea. Acesta cred că era un instrument foarte adaptat și n-am înțeles până la urmă de ce guvernul actual a renunțat sau, mă rog, a transformat acest instrument
un altfel de sprijin care se îndepărtează de obiectivul inițial. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, este un subiect, care cumva a fost neapărat scăpat, dar nu a mai fost inclus în PNRR. Stau și mă gândesc acum că poate că eu cel puțin personal cred foarte mult în startup-uri și cred că statul trebuie să aibă o implicare mult mai activă în zona asta. Am văzut un model în Marea Britanie în care statul pune bani alături de business angels, poate dacă știți despre el. Așa cum guvernul a avut dorința de a aloca acești 50 de miliarde de lei pentru PNDL 3, cred că am putea să ne gândim la o sumă mult mai mică în cazul ăsta, dar suficient de mare, și guvernul să-și asume un asemenea program și să ne gândim că investiția va fi cu siguranță, sau return on investment va fi cu siguranță mult mai mare. Acum, noi suntem în Parlament, depinde de noi, depinde de a ne convinge colegii de la celelalte partide și eu aș putea să fiu un partener pentru acest proiect. Acum o să-mi permit să-i dau cuvântul domnului Stelian Brad și dacă poate să spună ceva despre partea asta, despre investiții în startup-uri, ar fi interesant din perspectiva investitorilor privați. Domnul Stelian Brad ne va prezenta o temă mai foarte interesantă, nevoia de digitalizare și transformare digitală pentru susținerea dezvoltării economiei reziliente. Este o componentă foarte importantă pentru următorul deceniu pentru economia României. Da, mulțumesc. În primul rând, să știți că sunt onorat pentru invitație și vreau să adresez salutări calde și cu respect tuturor participanților și cei fizici aici la Primăria Cluj-Napoca și cei care sunt prezenți în mediul virtual. Pot să fac o legătură într-adevăr cu antevorbitorii mei și vreau să-i salut și pe domnul Oprea și pe domnul Puslaru pentru că ne cunoaștem și am avut și alte discuții pe tema aceasta digitalizării. Cred foarte mult în motivația dânșilor de a împinge lucrurile înainte și apreciez și subiectul care a fost ales pe agenda de astăzi de către această comisie parlamentară. Vreau să vă salut cu respect și legat de componenta investițională, da, România, dacă e să vorbim de o dimensiune care poate să conducă la o creștere economică, este zona de startup-uri în domeniul digital. Într-adevăr, când ne adresăm zonei de programe finanțate din fonduri europene, întotdeauna există foarte multe nevoi. Și niciodată nu cred că vom reuși, cu indiferent câți bani vom obține, să satisfacem toate cererile. Eram implicat în urmă cu un an de zile pentru un proiect de asistență adresat Ministerul Fondurilor Europene vis-a-vis de digitalizare și deși am lucrat foarte mult la componenta de comunicare în bandă largă, în final nu s-a alocat nici măcar un euro pentru această componentă în noul program, noul exercițiu financiar. Pentru că în obiectivul 3, strategic, cu siguranță au fost alte presiuni, alte priorități. Trăim în această realitate, cu siguranță că trebuie să găsim resurse suplimentare când vrem să rezolvăm proiecte multiple, nevoi multiple. La fel, dacă este să ne referim la dimensiunea preocupărilor în zona digitală, a pomenit și Octavian despre poziția pe care o ocupă România momentan. Într-adevăr, la capitolul infrastructură, stăm peste media europeană, ceea ce este un lucru bun. În schimb, avem mult de recuperat în zona talentelor, a capitalului uman, pentru că în România aproximativ 4% din populație este implicată în activități care au legătură cu digitalul, în condițiile în care alte țări au un procent mult mai ridicat. În frunte se află Finlanda, de exemplu. Avem o problemă, într-adevăr, cu adopția digitalului în zona administrației publice și sigur că nu trebuie să luăm în considerare numai vârfurile. Suntem aici, sigur, într-un caz pozitiv la Cluj-Napoca, dar preocuparea noastră, sincer, trebuie să vizeze întreaga Românie.
inclusiv acea zonă de România profundă, pentru că acum am văzut în condițiile de criză cauzate de situația acestui virus, s-a constatat că există o barieră de conectivitate în spațiul rural și în alte comunități, chiar comunități urbane mai mici, și este o realitate. Deci, chiar dacă noi am trecut cu educația online, au fost foarte multe școli incapabile să livreze acest serviciu în mod corespunzător elevilor. Componenta investițională este importantă. Întâmplător sunt implicat într-un astfel de startup care a reușit să atragă 10 milioane de euro în zona inovațiilor digitale. Avem în Cluj alte exemple pozitive și, într-adevăr, dimensiunea aceasta va trebui să fie susținută, dar nu numai această componentă. Sunt, și o spun cu responsabilitate, fiind implicat și în coordonarea acțiunii la nivel național pentru cadrul de blockchain, în alte proiecte la nivel european pe securitate cibernetică și pe inteligență artificială, am ajuns să identific o serie de problematici și intervenția mea vreau să o fac nu din perspectiva celor la care conștientizează utilitatea digitalizării. Pentru că acolo, așa cum vedem, se fac demersuri, există motivație și, sigur, cu barierele care există, se încearcă împingerea lucrurilor înainte. Cu toate acestea, există zone care trebuie să fie conștientizate asupra importanței investiției în digital. Nu trebuie să discutăm despre digital doar de dragul digitalului, ci să înțelegem dincolo de efectele care le-ar aduce în zona productivității și, în consecință, și pe zona de competitivitate economică a țării, există o problemă legată de crize multiple și pe asta vreau să mă focalizez, să înțelegeți din perspectiva acestor multiple crize de ce va fi important să punem un accent deosebit pe componenta digitală și de ce, printre altele, deși nu a fost neapărat explicit spuse aceste lucruri, intervențiile anterioare, Europa este preocupată printre prioritățile în agenda publică de acest subiect. Chestiunea este următoarea. Și vă dau un exemplu simplu. În 2011 a venit la mine o companie din Cluj, una de mare renume, n-am să-i dau numele, cu care avusese în colaborare tocmai ca să își dezvolte capacitatea de inovare. Și mi-am spus, știți, avem o problemă. Avem foarte mulți clienți în străinătate, dar ne-au cerut să le prezentăm planul de continuitate în caz de situații de criză. Ce se întâmplă dacă apare un incendiu, dacă se întâmplă o altă catastrofă naturală, dacă sunt anumite blocaje din perspectiva fluctuației forței de muncă și așa mai departe. Cum interveniți rapid? Și cum aveți capacitatea să vă redresați în timp foarte scurt? N-am mai întâlnit situația asta niciodată. În România nu exista această cultură și sigur că am purces, până la urmă, sigur că ai ajuns la o soluție digitală prin care să poți să conectezi oameni, să conectezi producția, să vezi ce se întâmplă dacă sunt situații critice. Și acum trebuie să venim la realitatea curentă. Vorbim de o criză, pentru că reziliența, până la urmă, înseamnă să ducem sistemele la limită. Și din cauza factorului intern de presiune, dar apar factori externi de presiune. Ce facem? Ne-am preocupat să gândim pe termen lung cum putem interveni să ne protejăm în fața acestor situații? Pandemia pe care o punem de fiecare dată în față în acest moment este doar un exemplu. Dar pe piramida lui Maslow a nevoilor, omenirea va fi nevoită să vină în viitor la nevoile de bază, pentru că ne uităm în jur, în Europa și în lume. Avem cutremure, avem inundații, avem alunecări de pământ care duc totul la nevoile de bază până la urmă. Avem pandemia care supra-solicită sistemele. Avem crizele care le vedem la televizor, nu avem apă, că instalațiile, utilitățile publice cad. Sigur, dăm vina pe administrație, dar sunt probleme istorice. Avem o chestiune cu pensiile, reziliența din perspectiva sustenabilității sociale. Avem o problemă, cum s-a spus, cu partea de educație și putem să continuăm exemplele componente energetică. Tranziția industrială în Europa
nu se face de dragul și aceste explozii de prețuri pentru că vrem noi să o facem, pentru că trebuie să creștem capacitatea noastră de a fi, cum a spus în mod elegant Dragoș, oarecare independență deschisă, o suveranitate deschisă în fața unor provocări care sunt la ora actuală la nivel global. Vedem preocupări în zona unor țări din perspectiva suveranității în plan agricol, chiar dacă poate produsele în Finlanda, în Elveția, în Suedia sunt mai scumpe. Ce facem în fața acestor situații de criză? Vă spun, există un model care trebuie să vină peste această economie de piață bazată numai pe o acumulare care nu duce la niciun echilibru, ci la o îndatorare permanentă. Este vorba, până la urmă, de capacitatea noastră de a înțelege cum evoluează lucrurile pe termen lung. Să înțelegem pe ciclu de viață fiecare ecosistem cum evoluează. Și în acele condiții o să vedem că schimbăm paradigma. Paradigma de gândire și nu numai pe administrația publică, unde într-adevăr facem efortul de digitalizare, dar dacă ne uităm la gradul de adopție, care are o dimensiune de fapt culturală, vedem că noi trebuie să intervenim în paralel pe educarea populației pentru a accepta tehnologia ca să-i facă viața mai bună, pentru că altfel o simte ca o barieră, ca un zid sau chiar ca o diviziune socială. Și asta e doar una dintre perspective. În realitate, vorbim de conectivitate, foarte bine, dar dacă ne uităm din cât se consumă la nivel de internet pentru activități economice care aduc valoare adăugată și cât consumăm pentru a ne juca pe Facebook, a bârfi pe Facebook, o să vedem că sub 20% din internet este folosit pentru activitate economică în sensul competitivității, iar restul consumăm, înțelegeți pentru ce. Deci, în final, avem o dimensiune culturală pe care trebuie să o corijăm și trebuie să mergem în paralel cu aceste intervenții în raport cu eforturile pe care le facem pe zona de digitalizare. Pentru mediul economic, de ce este important să intervenim cu zona de digital? Pentru că regulile jocurilor economice se vor schimba în Europa dramatic. În sensul în care parteneri strategici vor fi acei agenți economici capabili să se conecteze la lanțurile valorice globale. Cei care nu vor avea această capacitate să raporteze unde se află în fiecare moment cu comenzile, chiar cei care fac servicii simple, nu mai vorbesc de cei care se află la interfața directă cu piața, nu vor mai fi considerați parteneri strategici. În condițiile în care ei nu vor putea să garanteze să intervină rapid când vor apare aceste situații de criză, va fi o problemă. Sigur, accelerarea adopției digitalului ca urmare a crizei pandemice, adică obligativitatea de a sta la distanță unii de alții, a pus în acțiune niște lucruri și, de fapt, ce constatăm, și asta e o chestiune importantă pentru noastră care ne reprezentanți în Parlamentul României, s-au schimbat regulile jocului. Deci oamenii sunt dispuși să joace, important e ce reguli ale jocului le dăm. Ca să le joace, pentru că noi românii avem o abilitate extraordinară de a ne adapta la noi reguli ale jocului. În pauză discutam cu colegul meu, când românii merg în altă țară, se adaptează imediat la acele reguli. Nu există o problemă. Trebuie să avem curajul, dar cu toți, indiferent de culoarea politică, și îmi permit să spun că eu mă consider reprezentat de către toți de aici, să schimbăm împreună regulile jocului ca să fim mai rezilienți. Companiile, pentru că se pune problema inclusiv a circularității, a predictibilității, nu mai putem să luăm decizii corecte dacă nu avem acces la inteligența colectivă. Noi ne trebuie sisteme care să colecteze date și asta e necesitatea, inclusiv pentru deciziile politice, să înțelegem evoluții. Pentru că o problemă de reziliență este inclusiv penuria forței de muncă în foarte multe sectoare, dar nu înțelegem evoluțiile. Dacă ne uităm la Statele Unite, au pus o platformă pentru clusterele economice. Înțeleg în fiecare moment, în fiecare regiune, zonă, care este evoluția lucrurilor pe diverse dimensiuni. Vorbim de smart territory. E un lucru care trebuie să ne preocupe. Colectarea de date, analiticile care le facem ca să putem lua decizii corecte pe bază de date și fapte. Asta e o componentă importantă. Se va pune presiune în schimbarea strategică în jocul global, că se spunea de China, de SUA
și de poziționare a Europei pe o relocalizare a unor activități aici. Criza cu chipurile, este criza energetică și vedem ce se întâmplă acum și presiunile care sunt în jur, ne obligă să schimbăm și resursele care ne dau energie, dar uitați-vă, credeți că producătorii auto sunt ei atât de preocupați moral să schimbe regula, să spună, domnule, folosim vehicule electrice și trecem la alt model de consum bazat pe servitizare și nu pe vânzare la infinit de cât mai multe produse? Nu, pentru că sunt documentați, sunt informați, viitorul va fi acela care vom produce mai puțin, dar va trebui ce producem să consumăm pe mai mult timp. Ca să creștem profit, să crește economic, modelele actuale nu mai funcționează. Fără servitizare, care înseamnă să-ți urmărești propriul produs pe tot parcursul timpului de utilizare, înseamnă să fii digitalizat, să te conectezi. E doar un exemplu simplu. Timpul nu ne permite să vă înșir o paletă foarte largă de zone în care trebuie să intervenim și de aceea trebuie să susținem această componentă de digitalizare. Iar în ce privește zona publică, repet, nu trebuie să o privim ca un, să zic, un element de avangardă, ci ca o necesitate pentru situațiile de urgență pe care, din păcate, va trebui să le rezolvăm din ce în ce mai mult. Vor fi tot mai frecvente, tot mai intense, se vor suprapune. Acesta a fost mesajul meu. Eu voi profita de ocazie să vă înaintez în perioada care urmează o serie de analize pe care cu un grup, Asociația pentru Inteligența Artificială, pe care o coordonez. Grupul care se ocupă acum de componenta de blockchain, că se spunea de descentralizare, ajunge la niște concluzii. Iată, este mult mai profitabil pentru o țară, de exemplu, să aibă factură electronică vis-a-vis de capacitatea de colectare a banilor la buget, decât să dezbatem cum impozităm bogații sau superbogații. Da? Mulțumesc mult. Vă rog. Mulțumesc tare mult, Stelian. Foarte interesant, ne-ai lăsat așa, s-a lăsat o liniște totală aici. Am văzut că toată lumea a fost foarte atentă la ceea ce ai spus și mă gândeam acum cu schimbarea regulilor jocului. Da, regulile se schimbă. În zona privată lucrurile se întâmplă foarte clar, companiile care nu se adaptează mor. În schimb, în zona statului depinde de noi, cei care suntem aici, și de, evident, de toți cei care lucrează în administrația statului, să reușim să schimbăm. Și acum mă gândeam la două cuvinte foarte interesante. Reziliență, ai spus tu, și mă gândesc la rezistență. Avem o problemă de rezistența sistemului, să zicem așa, și de rezistență la schimbarea administrației. Ar trebui să ne gândim foarte profund la treaba asta, să vedem noi, din poziția asta pe care o avem, ce ar trebui să facem ca această rezistență să se transforme într-o schimbare și apoi reziliență. Văd că mai mulți colegi de-ai mei vor să spună câte ceva. Andy, Cristea, te rog frumos, ai primul cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Viorel. Vreau să punctez și să-l felicit pe domnul profesor universitar Brad pentru calitatea intervenției domniei sale, pentru că a fost o intervenție a unui vorbitor care nu s-a axat pe jocuri de sumă nulă. Sunt lucruri pe care mi le-am notat în timpul intervenției dumneavoastră și vreau să vă spun că vă dau dreptate și m-aș bucura ca persoane cunoscătoare care sunt implicate în mod activ în domeniul IT&C, că este blockchain, că este inteligența artificială, să fie ținute într-un loop foarte, foarte strâns al consultării politice și inputurile dumneavoastră și ale celorlalți colegi cu expertiză să fie valorificate, fie că e vorba despre politici publice, fie că este vorba despre contribuția de specialitate în PNRR pentru accesarea banilor din mecanismul de redresare și reziliență.
punctez câteva elemente și după aceea sunt lucruri pe care aș vrea să vi le adresez o formă de întrebări. Cred că asistăm la o asimetrie structurală, nu doar cognitivă și conceptuală, dar și în ceea ce privește calitatea resurselor profesionale, a resurselor umane între stat și privat. Altfel spus, din experiența mea empirică, am senzația, sper să nu fie o certitudine, să fie doar senzația mea, că an de an cei mai buni studenți care vin, care ies din universități, care termină universitățile românești, mare parte din ei pleacă afară și dintre cei care nu pleacă afară și rămân în țară, cred că o proporție covârșitoare lucrează, aleg mediul privat să ferească de dracu, asta e cuvântul. Deci înseamnă sector public, să lucreze la stat, nu mai zic să intre în politică. Și atunci este un trend pe care îl văd accelerat, statul și instituțiile sale își pierd seva, își pierd încrederea, își pierd calitatea profesională în defavoarea companiilor private. Nu spun că e bine, nu spun că e rău, nu valorizez, doar o spun la modul descriptiv. Diviziunea socială, ați fost primul speaker care a pus punctul pe ei, pentru că putem să avem toată tehnologia din lume, știm, tehnologia nu este deterministică, stăm bine, cum spuneau speakerii, în ceea ce privește infrastructura conectării la internet broadband pe locul 4, spunea domnul primar, dar avem nevoie de acel literacy. Sunt bariere sociale importante între diverse categorii de vârstă, de populație. Și aici fiecare dintre noi știm despre ce vorbim, putem să ne gândim la părinții noștri sau la persoanele care sunt mai în vârstă decât noi, chiar dacă au acces la tehnologie și la internet, se lovesc de chestiuni de utilizare. Criza chipseturilor și semiconductorilor e adevărată, se întâmplă, dar pe de altă parte noi europeni, dacă e să adoptăm această narațiune, nu doar noi românii, ci noi Uniunea Europeană, noi avem monopolul ca europeni. Este compania olandeză, dacă nu greșesc, ASML, care practic este singurul producător mondial de echipamente care produc echipamente pentru producția de chipseturi, de semiconductori, inclusiv Taiwan Semiconductors este la mâna firmei europene care produce echipamentul respectiv prin fotolitografie. Ar mai fi de menționat proiectul european pentru a construi infrastructură de date europeană. Gaia X, teoretic, ar trebui să fie un hub și românesc, un hub național. Dacă știți detalii despre existența acestui hub, m-aș bucura să le aflu, pentru că eu personal nu știu că ar fi și dacă cumva nu este, cred că avem o datorie noi toți, indiferent că suntem public-privat, de a dezvolta această colaborare românească. Aș fi avut o întrebare, dar e final, în fine, e târziu pentru colegul de la Autoritatea pentru Digitalizare, pentru că menționați blockchain și domnul, coroborez cu ce spunea domnul europarlamentar Puslaru, că la nivel național avem de ales între o soluție descentralizată de blockchain, bazată pe blockchain, sau o soluție centralizată în care practic ai o entitate care îți controlează tot fluxul. Și având în vedere toate evoluțiile, dacă vreți, mondiale, cu Web 3.0, cu descentralizare, software is eating the world, cred că avem datoria să facem alegerea corectă, care din punctul meu de vedere ar fi descentralizată, un sistem de identitate digitală, electronică, cum se numește el, descentralizat. Și acum, întrebarea ar fi dacă contribuțiile pe care dumneavoastră le-ați avut au fost preluate de către Ministerul ca integrator, Ministerul Fondurilor Europene, Investițiilor și Programelor Europene, pentru a fi introduse în PNRR și dacă credeți că ar trebui deschis sau redeschis acest PNRR pentru a fi introduse alte lucruri care la momentul acesta nu se regăsesc în planul așa cum a fost el prezentat de România. Vă mulțumesc!
Da. Este o întrebare într-adevăr relevantă. Prima dată vreau să vă fac câteva precizări legat de hub-ul Gaia X și altele similare. Am avut șansa, într-adevăr, să coordonez și componenta pe strategia națională de cercetare și inovare și și cea pe specializare inteligentă, ambele, în zona de digital, tehnologii inovative, unde, într-adevăr, am făcut demersuri și sunt introduse ca și priorități. Urmează, sigur, să vină fondurile atât pe POCIDIV cât și pe bugetul național ca să fie activate aceste oportunități. Au fost dezbateri din consultarea publică care a acoperit 30.000 de persoane și au răspuns câteva mii. Este o zonă prioritar identificată și din punctul acesta de vedere cred că lucrurile trebuie să meargă înainte, pentru că de altfel vorbim de inteligență artificială, dar fără o societate care să, de la care să putem colecta date, să știți că inteligența artificială nu are nicio valoare. Ea se bazează pe date. Deci, din tot ce înseamnă efortul unui proiect de inteligență artificială, 80% este să colectăm, să generăm date, să le colectăm, să le interpretăm și apoi, sigur, folosim niște modele. Deci avem nevoie, la nivel teritorial, de a colecta cât mai multe date. În Cluj, cu Consiliul Județean, deja implementăm de câțiva ani de zile și strategia de informatizare, dar i-am asistat și aici, important, legat de o problemă care s-a menționat. Zicem, lipsa de specialiști în administrația publică pe IT. Consiliul Județean Cluj a găsit o chestiune inteligentă, Parteneriatul pentru Inovare, și a colaborat cu Cluj IT pentru a asista în pregătirea tuturor proiectelor și caietelor de sarcini. A deschis caietele de sarcini pentru dezbatere câteva luni și au participat orice agenții economici, le-a consolidat, după care le-a lansat în competiție. Au venit diversi ofertanți și a câștigat un consorțiu care dezvoltă în prezent proiectul de Smart Territory pentru județul Cluj, care va fi în anul viitor operabil și un bun exemplu pentru România, pentru că acela se poate scala instant la nivelul acestei țări, doar să se dorească. Vorbind de blockchain și descentralizare, da, vă mărturisesc că printre alte demersuri în relație cu autoritatea pentru digitalizare, noi am interacționat și cu instituțiile spuse de forță ale țării să conștientizeze importanța descentralizării, pentru că inclusiv astfel, la nivelul acesta încă sunt niște preconcepții de cine și cum are acces. Tehnologic, lucrurile chiar din perspectiva rezilienței sunt necesare, inclusiv infrastructura de registri distribuiți care trebuie să o avem în mai multe zone teritoriale, geografice ale țării. Legat de PNRR, există două perspective. Este o perspectivă a riscului în care dacă și noi suntem, ca să spun așa, mediul economic, ecosistemul de IT, cumva nemulțumiți că anumite componente nu le-am regăsit. Inclusiv proiecte înaintate de administrație locală pe zona digitalizării au fost respinse. Nu vreau să spun neapărat, ca să nu expun că n-am acordul dânșilor, dar mi s-au transmis aceste lucruri. În consecință, avem de lucrat. Poate că forma inteligentă va fi aceea în care să nu blocăm demersul de implementare, fiindcă nu vom avea până 2026 capacitatea instituțională de a pregăti studii de fezabilitate pentru a implementa proiecte și să vedem dacă nu putem să fim, cum se spune, agili și pe măsurile care există să putem să redefinim anumite teme ca și conținut și acolo putem să fim mai lean, mai supli și în relație cu negocierile care ar putea să întâmple pe traseu. Dar ideea de a se discuta niște lucruri și a se ajunge la o concluzie, trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. George, ai cuvântul. Mulțumesc. Încep și eu intervenția mea cu datele. Și vă spun o poveste pe care am trăit-o de curând în Parlamentul României. În Parlamentul României e un centru care organizează vizitele pentru turiști. Ei bine, avea o mare problemă că nu veneau turiști.
cu toate că ei erau deschiși. Dar nu erau deschiși și pe Google. Pe Google apărea că e închis. Și de la 100 de vizite pe zi au ajuns la 1000 de vizite pe zi. Pentru că s-a produs această modificare. Care eu văd strict în rutina asta în care suntem cu toții blocați. Băi, eu am deschis, nu e treaba mea să mă uit pe Google să văd dacă datele de acolo sunt corecte. Că asta cred că este și vina pe care, care stă la baza clasării României ca ultima țară pe tot ce înseamnă topurile legate de digitalizare. Orică e DESI, orică e scoreboard european pe inovare, din cauza datelor, care nu sunt de calitate de cele mai multe ori, că vorba aia, câte instituții întrebi, atâtea răspunsuri primești diferite la aceeași întrebare. Ei, și revenind la treaba asta, la captivitatea, la mindset-ul pe care îl avem, eu sunt foarte de acord cu tot ce s-a spus astăzi aici. Aș mă adăuga un lucru pe care, să zic, încep să-l descoper, și anume că suntem captivi unei ere industriale, în care noi transformam timpul în bani. Munceai, produceai 10 piese, pentru alea 10 piese erai plătit. Era informațională, era informației. Cred că e momentul în care noi știm să câștigăm timp, în care putem să punem computerele, automatizarea, să facă timp pentru noi. Și de ce nu și bani? Vedem povestea cu blockchain și toate celelalte criptomonezi. Cum ajungem noi să trăim această eră informațională? Eu mi-am notat 7 lucruri. Primul dintre ele e, într-adevăr, conectivitatea, unde stăm bine și mai putem face. Chiar de curând, astăzi a fost o dezbatere legată de codul comunicațiilor și am reușit cu toți colegii parteneri să avem un amendament în care construcțiile de autostrăzi și de drumuri naționale pe care le face CNAIR-ul să aibă de la stadiul de proiect tehnic infrastructura pentru comunicații, pentru comunicațiile digitale. Locul care până acum era un cost suplimentar, dacă vrei să tragi fibra optică pe la autostradă, trebuia să mai sapi o dată. Deci, la capitolul conectivitate stăm bine, putem mai mult, sunt multe zone albe, de asta avem și cred că mulți din colegii prezenți astăzi au semnat și acea inițiativă prin care vrem să extindem la toate, în toată România rețeaua de internet de viteză bună de peste 100 de mega. Al doilea lucru, într-adevăr, sunt aceste competențe digitale pe două categorii și ar trebui să fim foarte atenți la amândouă. Una, într-adevăr, Andy, e cea de literație digitală și aici fac referire strict la modelul din Estonia, care pentru a crea o educație financiară a făcut training-uri cu copii și cu oameni de peste 50 de ani. Am văzut un studiu recent al unui profesor la Universitatea București în care zicea că în 10 ani de zile jumătate din populația României nu poate contribui la economie pentru că nu o să se descurce cu aplicațiile, cu tehnologia, cu digital. Deci nu are această literație digitală. Și poate ar trebui să ne uităm la oamenii ăștia, că speranța de viață crește pe zi ce trece și să începem să rupem această rutină de care ziceam la început, din școală să ducem și către această categorie de populație privind competențele digitale. Al treilea lucru e lucru pe care și noi în Parlament îl facem și sunt și colegii de la USR au avut niște inițiative pe chestiunea aceea cu viza pentru nomazii digitali, că România poate fi o destinație pentru business-urile digitale. Are conectivitatea asta foarte bună, ar trebui să profităm de lucrul ăsta și trebuie să facem demersul în acest sens. Al patrulea lucru e cel legat de transformarea actualelor business-uri în unele digitale. Nu este suficient doar să lansăm niște programe, dar să ne preocupe cum am putea să le transformăm pe cele actuale în unele digitale. Și vedem pe zi ce trece și noi suntem practic și acum într-o amenințare cibernetică, între ghilimele a zice. Cu toții primim sute de mesaje pe zi, bacă-s pe e-mail, bacă-s în SMS, legate de vaccin. Și aici noi trebuie să ne gândim, e vaccinul astăzi, data viitoare, încerc să finalizez. Data viitoare vor fi chestiuni legate de conturile bancare și atunci nu se mai permite. Și atunci securitatea cibernetică trebuie să fie
din partea de design gândită. Notasem eu administrația digitală și puterea datelor de care zicea și dumneavoastră și cu care sunt de acord. Însă inovarea nu o face tehnologia. Inovarea o fac oamenii. Instituțiile nu se schimbe singure, le schimbă oamenii. Și asta eu vă întreb, am avut multe dialoguri cu oameni din zona de business. Noi astăzi sunteți chiar la mijlocul între cercetare și multiplicarea rezultatului cercetării, fiind și președintele Cluj IT Cluster, aveți interacțiunea cu mediul de afaceri. Toți se plâng ori că este prea multă legislație, ori că nu este legislație. Eu înțeleg din lucrul ăsta că nu este o legislație flexibilă în domeniul ăsta și ar trebui să ne preocupe lucrul ăsta. Și mă gândesc cum ar trebui să arate, nu știu, un grup de mediere legislativă sau dacă asta ar fi o soluție pentru a avea legislația flexibilă pentru astfel de comportamente într-o economie digitală. Mulțumesc și cer scuze dacă am vorbit prea mult. Mă bucur că ați pus problema aceasta între niște coincidențe. La un moment dat s-a luat decizia să existe un Consiliu Național pentru Inovare și Antreprenoriat. Cu antreprenori și în afară și din țară, și am fost și onorat să fiu membru acestui Consiliu, la care a funcționat pentru foarte puțin timp, pentru că la un moment dat o anumită conducere politică a decis că nu este important. Și era un for în care, într-adevăr, se intenționa fundamentarea acestor demersuri ca să le pune la dispoziția decidenților politici. Deci, iată că ar fi o soluție. A doua soluție foarte importantă este susținerea prin elemente de infrastructură, pentru că, într-adevăr, există o groapă de potențial între investiția în cercetare și partea de adopție, în care, la ora actuală, avem în zona de componentă de specializare inteligentă programe care să susțină transferul, dar nu am ajuns încă în zona de masă critică. Și că povesteam de partea de competențe. Săptămâna trecută eram curtat la nivel de Secretariat de Stat de către Estonia să dezvolte relații economice în Cluj pentru că au nevoie de forță de muncă. Deci ei dezvoltă tehnologie pe care o exportă internațional, iar noi avem această capacitate și nu valorificăm prin proiecte naționale, pentru că asta face Estonia. Își dezvoltă componenta de digitalizare în administrație și, pe urmă, încearcă să o exporte peste tot. Noi, Cluj IT, am dezvoltat deja relații în America de Sud, în America Centrală, în Africa, sigur, cu participare inclusiv ambasadorilor și mai departe, și dezvoltăm. Și acum avem oameni în Uganda, în Ruanda, în Nigeria, pentru a aduce digitalul din România, însă simțim nevoia să avem parteneri și sprijin la nivelul administrației centrale ca să putem să accelerăm aceste lucruri. Pentru că ne uităm cu invidie, i-am văzut la Dubai și am discutat cu estonienii, i-am văzut la Congresul Africii pe zona aceasta și vedem cât de bine sunt sprijiniți de către stat să-și promoveze tehnologiile. Putem să o facem și noi, este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Și, într-adevăr, cum v-am spus, noi vă vom transmite mai multe analize pe care le avem și unele sunt pregătite, altele în pregătire și suntem deschiși să discutăm și să susținem benevol, voluntar, orice inputuri, orice demers care se va face în această direcție. Iarăși, ca și coincidență, sunt președintele Asociației Europene de Inovație Structurată și știu ce se întâmplă la nivel european pe aceste demersuri și putem să aducem toată informația măcar, ca să o punem la dispoziție, dacă este nevoie. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult, Stelian. Să știi că eu nu o să uit de promisiunea care ai făcut-o aici și o să vin către tine și pentru analize, dar și pentru ce ai spus tu, că te vei implica. George, am văzut că mai vrei să spui ceva. Stand-doi, ok, am înțeles. Mulțumesc. Colega mea, Ana Maria Cătăuță, vrea și dânsa să pună o întrebare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și antevorbitorilor și antevorbitoarelor noastre. Mă bucur foarte mult că am început această serie de dezbateri privind viitorul Europei și mă bucur că am început la Cluj pe un domeniu foarte interesant. Sunt două lucruri pe care vreau să le spun și o întrebare, promit că va fi foarte scurt. În timp ce vă ascultam, mi-am dat seama că, de fapt, există și o altă problemă despre care nu discutăm, și anume modelul economic și social.
Poate că ar fi trebuit să avem această conversație după criza economică din 2008-2009, am întârziat. Însă, poate că această pandemie poate fi și o oportunitate, și anume să mergem și să vedem care sunt problemele mai structurale, dar și ce putem câștiga din această perioadă, dacă tot suntem nevoiți, din motive care nu țin de noi, să trecem prin ea. Nu o să dezvolt foarte mult pe acest subiect, pentru că e un subiect complicat, dar vreau doar să menționez că cred că ar trebui să începem și o astfel de dezbatere. Un al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este că menționați Estonia, menționați alte modele, dar ce observ, și îl ascultam și pe domnul președinte al Autorității pentru Digitalizare, dar nu vorbim despre comunicare. Facem aceste lucruri, facem aceste proiecte, dar le comunicăm foarte puțin. Le comunicăm puțin către cetățenii noștri și le comunicăm și mai puțin către exterior. Nu vorbesc neapărat de un brand de țară, pentru că deja cred că lucrul ăsta nu știu, s-a devalorizat puțin, așa să spun. Însă, cred că în paralel cu atenția pe care o dăm dezvoltării de proiecte și de produse până la urmă, trebuie să fie o chestie similară și pentru comunicarea acestor lucruri, pentru că dacă noi le facem și ele nu ajung la cetățeni cumva sau ajung greu la cetățeni, efortul e ușor în zadar. Un al treilea punct, și asta e o întrebare. Proiecte similare, nu spun la fel, spun similare cu lucrurile pe care dumneavoastră le dezvoltați aici la Cluj, sunt și în alte zone ale țării. De exemplu, la mine, la Bacău, există Bacău Smart County, care la fel își propune să elimine birocrația și să digitalizeze serviciile Consiliului Județean. La nivel de, nu știu, structuri asociative, sau există parteneriate între autoritățile și structurile asociative din România, fie că sunt ele locale sau regionale, și cumva împreună să fie această voce comună a autorităților locale românești care fac proiecte, în dialogul atât cu guvernul român, cât și cu organismele internaționale? Bun, mulțumesc. Din păcate, cred că este insuficient Clujul. Într-adevăr, probabil că și pentru că avem un primar mai educat, nu pot, trebuie să spun că asta este important, lucrul acesta, și înțelege niște lucruri, și-a stabilit și un consiliu de consultanță în care sunt prezente clustere, care sunt forme asociative. Clujul, printre altele, are o cultură a colaborării. Sunt foarte multe clustere, două în sectorul IT, avem sectorul mobiliar, în sectorul energetic, agroalimentar, materiale și așa mai departe. Și s-a dezvoltat această cultură locală, clasele interacționează, sunt activități comune, tot ce a fost implicat și în strategia de transformare digitală pentru oraș, invitați, consultați, dezbate și așa mai departe. Este obligatoriu, nu se poate decât în forma aceasta, pentru că, și de ce am insistat pe ideea de clasere, pentru că noile politici economice trebuie să fie centrate pe aglomerări economice care reprezintă o anumită specializare teritorială. În sensul ăsta, să vă trimitem un material care noi l-am pregătit în sensul de, inclusiv pe componenta de digital, și cum se poate dezvolta această rețea națională care să ajute. A fost și publicat în România Digital un volum, dar vi-l putem trimite cu mare drag, pentru că acolo se accentuează exact cum toate politicile publice trebuie centrate teritorial pe ceea ce poate să specializeze teritoriul. Și atunci asta poate să dea o diferențiere și să contăm chiar în jocurile internaționale, pentru că asta ne lipsește printre altele. Și asta ne lipsește printre altele. Iar legat de comunicare, permite să fac o adăugire. Vedem cât sunt de eficace dezinformările, da? Iar noi de ce nu ne gândim, hai să facem eficace și bunele informări? Avem o soluție de care noi dispunem și vreau să mi-acordați undeva în viitor posibilitatea să vă facem o prezentare în care descoperim toate fake news-urile cu inteligența artificială. Tehnologie dezvoltată de un startup de aici. Și noi nu valorificăm aceste competențe tocmai ca să intervenim, să vedeți cum se creează conturi, se desfințează imediat, trimit mesajele, le putem urmări și de unde vin. Și știm de unde vin. Și cine le generează. Dar nu le valorificăm.
Și atunci am putea, prin astfel de sisteme, inclusiv să venim cu o comunicare adecvată exact la omul de rând, care văd că prinde pe Facebook și pe alte canale. Mulțumesc! Mulțumesc și eu cred că vorbesc în numele colegilor mei. Vă așteptăm de data asta pe dumneavoastră la București și cu mare, mare interes. Vom veni, vă promit. Vă promit. Interes. Mulțumesc mult! Și cât mai repede, vă rog! Da, vă mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult, Stelian. Foarte interesantă și dezbaterea cred că ar putea să continue ore întregi. E clar că sunt în asentimentul dumneavoastră că ar trebui să-i facem domnului Stelian Brad o invitație la noi la comisie și să ne alocăm timp pentru a discuta. Bun, îmi cer scuze că suntem un pic alergați de timp, deja suntem în întârziere. Îmi permit și mă bucur acum să-l invit, venim din ce în ce mai tare cu picioarele pe pământ. Vlad Pranițchi este CEO la Rode Apps Cluj și ne va vorbi despre avantajele digitalizării livrărilor last mile pentru economia circulară. Economia circulară este un element esențial pentru dezvoltarea economică în următorul deceniu, e un lucru dovedit și Vlad ne va vorbi exact despre treaba asta. Vlad, ai cuvântul, mulțumesc mult! Puteți să ajungă slide-urile? Bun, nu, asta, bun. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Îmi pare rău că eu stau între dumneavoastră și masa de prânz. O să încerc să fiu cât se poate de expeditiv. Vis-a-vis de lumea în care trăim astăzi, din păcate ne îndreptăm către partea stângă a imaginii, cu prețuri ridicate, cu poluare, cu congestionare, cu oameni triști, oameni nefericiți. Probabil că știți că trăim un paradox în ideea că, deși avem mult mai mult ca generațiile anterioare, suntem mult mai nefericiți. Din studiile noastre am conștientizat faptul că există foarte multe studii care ne spun că, de fapt, ceea ce avem astăzi doar în proporție de 20% contribuie direct la poluare și la emisiile de dioxid de carbon și 80% din toate emisiile de carbon de astăzi se datorează logisticii. Am intrat într-un detaliu al studiului de caz legat de industria mâncării și industria, în special comenzile de mâncare online. Aici lucrând în ultimii 9 ani, lucrând cu tot timpul cu cel puțin două startup-uri de mâncare, am învățat mai mult decât ne-am fi dorit despre problemele lor economice. Pe scurt, sunt trei indicatori pe care vreau să vi-l las. Astăzi, livrarea reprezintă până la 20% din costul mediu al unei comenzi de mâncare, ambalajele reprezintă 50%, iar livratorii astăzi de mâncare sunt cei mai ineficienți din lume, făcând doar două plimbi pe oră. În paranteză vorbind, în coletărie, n-am mai avea nimic acasă dacă curierii noștri ar face două plimbi pe oră. Vis-a-vis de ce poate să facă digitalizarea, aici aș vrea să vă prezint patru direcții pe care le explorăm noi acum. Ați văzut că avem și logo-ul unui produs în care investim deja de un an și jumătate și sperăm să avem primii clienți plătitori la sfârșitul anului ăsta, la începutul anului viitor. Este vorba de anticiparea și gruparea livrărilor. Asta nu se întâmplă astăzi, din păcate, nici la nivel B2C, nici la nivel B2B. Optimizarea turelor de lucru astăzi duce la ineficiență pe toate planurile și într-o economie care are vârfuri, ideea de lucru a unei zile de lucru de 8 ore nu mai este relevantă pentru zilele noastre. Al treilea lucru care ar trebui să fie de interes, cred, și pentru domeniul public, este urmărirea respectării fiecărui pas din lanțul logistic. Probabil că este o traducere imperfectă a conceptului logistic numit proof of service. Conceptul logistic numit proof of service implică ca toată lumea să aibă clar o înregistrare a intrării și a ieșirii în fiecare checkpoint.
În vis-a-vis de digitalizarea plăților și condiționalelor de dovadă a serviciului, aici sunt mai multe aspecte pe care aș vrea să le precizez. Odată ajută foarte mult la eliminarea fraudei și rezolvă foarte clar, împreună cu optimizatorilor de lucru, rezolvă foarte clar problema multor conflicte de muncă care au apărut în Europa în domeniul livrărilor locale. Aici am strâns, pentru cei interesați, am strâns rapid câteva măsuri legislative care mi s-au părut mie interesante, legislative recente din ultimele două luni de zile, unul la nivel european, unul la nivel californian și unul la nivelul Franței. Din perspectiva demersurilor antreprenoriale, m-am bucurat să văd că există foarte mulți bani care se bagă spre favorizarea economiei circulare, dar mi-au atras atenția câteva startup-uri. Bearpack din Singapore mi s-a părut foarte interesant pentru că colectează obiectele centralizat undeva în mijlocul orașului, pe un model, să zicem, easy box. Pe urmă, Books din California, mă rog, iau stilul ăsta californian de a-și pune numele într-un mod nefericit, deci Books din California a reușit să gândească foarte clar o cutie care să poată să fie împachetabilă, să poată să fie reutilizabilă și să nu mai aibă toate nenorocirile alea de substanțe chimice care se lipesc de mâncare sau, și care acum devin un subiect de legiferat în California. PFSAS se numesc. Se pare că a fost nevoie de un show TV ca să vedem că ni se otrăvește mâncarea de către producătorii de ambalaje. Și exemplul cel mai interesant care mi s-a părut mie este o mașină care e construită acum în Estonia de un startup relativ mic, dar care permite reutilizarea etichetelor între diferitele tipuri de ambalaj. Adică aici vom putea să avem același tag RFID și același mecanism care va putea să fie scalat și reutilizat în tot lanțul logistic. Mai precis, ei se gândesc să înlocuiască ceea ce astăzi se realizează în Germania optic prin scanarea sticlelor de plastic sau, mă rog, recipientelor de plastic. Ei vor să o facă folosind RFID, reducând foarte mult timpul de predare și de preluare a acelor ambalaje. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări și puncte de interes. Rugămintea mea este să-mi spuneți acum dacă sunt niște întrebări pe care să le atingem rapid înainte de masă, dacă nu, în timpul mesei vă stau la dispoziție cu orice întrebări și cu orice clarificări. Spre deosebire, să zicem, de alte demersuri, aici noi am pus skin in the game, banii noștri. Încă n-am ridicat bani de la investitori. Tot ce am făcut profit în ultimii 10 ani, băgăm în nebunia asta, în speranța să putem să ajutăm digitalizarea livrărilor locale. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, Vlad. E extraordinar ceea ce faceți voi și sunt convins că sunt mult, mult mai multe companii care merită felicitările aici, în Cluj și probabil în toată România, multe startup-uri care inovează până la urmă și gândesc noi modele de business, pentru că până la urmă voi asta faceți aici. Gândiți noi modele de business, ne uităm, sunt modele de business care în momentul de față, cum ai zis tu, ai văzut, ai arătat în California, în Singapore. Haideți să sprijinim și noi ca stat astfel de companii și să reușim să le boostăm, să, ce vorbeam de fondul acela de investiții, de risc, care în momentul de față l-am pus cumva pe pauză. Avem inteligența, avem resursa, ce spuneam și eu la început, trebuie numai noi ca stat cumva să ne schimbăm percepția și concepția și abordarea față de mediul privat. Soluția dezvoltării României, după părerea mea, se află în mediul privat și o susțin asta cu tărie. Ne apropiem de sfârșit.
Domnule Mujoiu, dacă doriți să aveți un ultim cuvânt de încheiere. Mulțumesc, Viorel. Cred că a fost o dezbatere interesantă, lucrativă, în urma căreia au rezultat niște idei, opinii pe care le putem fructifica și transmite mai departe. Ați vorbit în același timp de reziliență economică, un lucru bine punctat. Pentru a avea o reziliență economică este evident că avem nevoie de o creștere și o consolidare, de fapt pentru a avea o creștere și o consolidare a rezilienței economice avem nevoie de o implementare și a economiei digitale și bineînțeles ca parte a pachetului transformării digitale. Depinde foarte mult de noi, de efortul conjugat al tuturor actorilor sociali, ai reprezentanților mediului privat, mediului academic și reprezentanții Parlamentului și Guvernului. Depinde foarte mult de acest efort în implementarea acestei transformări digitale și pandemia, așa cum bine ați punctat, dincolo de criza pe care a declanșat-o, ne-a oferit și oportunitatea de a accelera acest proces al transformării digitale și ne pune la dispoziție, prin datorită Comisiei Europene, o sumă destul de generoasă de aproape 6 miliarde de euro, bani pe care îi putem investi inteligent, astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor și a întreprinderilor și România să fie mai pregătită, din punct de vedere economic, dar și sanitar, pentru potențialele crize pe care le putem traversa în continuare și să fie mai pregătită pentru a oferi în cele din urmă o viață mai bună și mai sigură cetățenilor. Îmi doresc să avem în următoarele dezbateri următoarele teme sau mai multe teme pe care să le putem aborda, astfel încât să avem o abordare aproape exhaustivă a temelor de interes lansate de Comisia Europeană și să putem veni cu concluzii care să aibă un aport considerabil în politicile publice ale Uniunii Europene pentru următorul interval de timp, pentru că putem în acest fel să contribuim și noi la noua construcție europeană și noua arhitectură a politicilor publice. Vreau să îi mulțumesc încă o dată lui Viorel pentru modul în care a organizat acest eveniment, dar și fiecărui coleg în parte care și-a adus contribuția la organizarea acestui eveniment și, nu în ultimul rând, domnului primar Emil Boc, care ne-a pus la dispoziție această sală și ne-a oferit tot suportul logistic de care am avut nevoie pentru organizarea acestui eveniment. Și așa cum bine spunea domnul Stelian Brad, Clujul, în virtutea faptului că domnul primar Emil Boc îl conduce, are o cultură a colaborării care trebuie multiplicată la nivel național, pentru că, în cele din urmă, soluțiile cele mai bune rezultă dintr-o colaborare strânsă și eficientă. În final, o să-l rog pe colegul nostru, Viorel Băltărețu, să ne spună câteva cuvinte și, bineînțeles, să tragă concluziile necesare. Te rog, Viorel. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să închei într-o notă pozitivă. Eu cred că există un potențial enorm în momentul de față pe care ar trebui să-l exploatăm. Clujul este un model pentru România și eu îmi doresc să-l multiplicăm tot așa peste tot. Cred, și asta ar trebui să fie mesajul, nu vom reuși decât împreună. Și aici mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul Stelian Brad. Trebuie să lucrăm împreună și autorități publice, cu mediul privat, cu specialiști. Eu cred că noi, ca politicieni, mai avem foarte multe de învățat. Trebuie să ascultăm de specialiști. Avem câteva exemple când n-am ascultat de specialiști unde am ajuns. Asta cred că ar trebui să fie, să lucrăm împreună și să ne recunoaștem fiecare limitele, să înțelegem fiecare până unde e bun și ce știe și să asculte și părerea celorlalți. Nu prea în ultima vreme n-am prea mai ascultat și părerea celorlalți.
Închei prin a mulțumi întâi domnului primar pentru găzduire. A fost o atmosferă extraordinară aici. Faptul că ați participat la întâlnire a fost o onoare pentru noi. Mulțumesc colegilor mei care au venit aici la Cluj. Programul nostru continuă astăzi și mâine. Și cu siguranță o să le pot arăta mult mai multe lucruri despre Cluj și ce înseamnă IT-ul în Cluj, ce înseamnă mediul privat în Cluj. Deci va fi cu siguranță foarte interesant. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Domnul primar, dacă mai doriți să mai spuneți dumneavoastră ceva? Dimpotrivă, eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați ales Clujul. Este o onoare pentru orașul nostru să vă avem aici ca prima dezbatere în cadrul Conferinței pentru Viitorul Europei pe o temă, așa cum a subliniat tot, extrem, extrem de importantă, unde, a spus-o și dumneavoastră, suntem în orașul cu cea mai mare concentrare de inovare și IT pe metru pătrat din Uniunea Europeană. Au spus-o statisticile, iar noi ne mândrim să avem o asemenea resursă umană de valoare, iar pe dumneavoastră să ne ajutați să înțelegem, să potențăm împreună și să lucrăm, așa cum s-a spus peste tot, în manieră eco, nu ego. Numai așa vom putea reuși și la Cluj și peste tot. Vă mulțumesc și încă o dată vă felicit pentru această inițiativă. Cu mult respect! Vă mulțumesc și eu și vă mulțumesc tuturor celor care au participat și care au vizionat această dezbatere. Sper că au reieșit idei interesante și concluziile le vom trage împreună. Mulțumesc!